Go de exact. care e dificultatea yes, tehnică. 3, 2, 1, go! Hai și acum întrebarea este așa, asa, going live, your life. life. Sau tot din București și prima întrebare este evident, voi mă auziți pe mine încet și pe sucre cu delay sau e altfel? Mai tine, el auzit pe sucre? Asta e prima întrebare. Bingo, aveți bingo sau nu? <laughs> Fiecare -ați, a pariat. V-ați pus șansele, exact. biletul. <laughs> Oare ce, dificultate, oare ce dificultate tehnică vom avea astăzi, dragii mei? Să vedem, să descoperim, mm, mm, să... Mm, mm, podcastul de filme, oare ce dificultate? <laughs> Bun, anyway, salut tuturor, bine ați venit pe, la podcastul nostru Talking Movies, în care ocazional avem un invitat, un doctor veterinar, aparent, cred că, cred că, în, ultimele, cred că în ultimul an, cred că a fost de 5 ori, sau 10 ori, maxim. Anul ăsta da. Nu, în ultimul an, deci în ultimele uh, 3-6 de episoade, cred că el a fost de, de 10 ori maxim. Deci de anul trecut, din iunie. Da. Posibil, da, da. da îl, trec la, îl trec la ar pusta de acum. Gata. Nu mai <laughs> Pune-l la acel alt <laughs> la la la... Da. <laughs> Da, salutării tuturor. Uh, știu că v-am spus că mă duc la mare weekendul ăsta, dar după ce am văzut că venea un ciclon, am hotărât că nu mai merge la mare. Deci cu, locul... cu partea aia țării, ploi, ciclon, la mine plouă de 3 săptămâni, numai din asta, okay. știi că vorbesc cu oamenii pe live, la mine sunt 30-35 de grade și se anunță 38. De soare la tine? Vai de capul meu, e, nu ai aer, e, mă aștept să se închidă și camera, că Cum? e... Cum am... așa de... E, serios? Uite te este 32 de grade astăzi și săptămâna asta se anunță 37-39. No. E... Deci belea e impropriu spus. Este... Aici plouă non-stop. De Dacă eu am râme pe aici, prin... pe săli, ești nebun. Au ieșit râme din pământ că nu se mai poate. mai poți să ai plini. E saturat de apă, știi? Înțelegi? Da, asta e. Ce să-i faci? A fost tu pe un timp și -am, mm. am zis că mor. Ce să vă fac? Am... E ieși afară, nu ai, nu ai aer. o să vină și că... în București. Că de obicei, de obicei Bucure adică în iunie, de obicei, la București plouă. Asta e adevărul. Adică de ultimii, ultimii 15 ani așa a fost mereu. Acum ce o să fie mai departe, o vedea. Știi? Mie mi se pare că... Oh, Black Dog, uh, thank you very much, <laughs> Mie mi se pare că Timișoara e o zonă așa, așa ciudată și ca... E în partea asta alta țării, în primul rând, uh -huh. din colțul țării uh -huh. și te gândit, mă, mai este colțul ăla, din Moldova, ea și toate alea, și din partea cealaltă. Dar și ei au acum o briză, o ploaie, o chestie. Noi nu avem nimic. În toată ploaia se oprește în Carpați. la noi numai, la noi tot timpul vremea e ciudată. Când auzi de București, iadul alb, zăpadă, nu putem ieși din casă, a înghețat geamul la mașină. Eu mă uit afară și o mică ploaie. Da, da, da. Poate. La modul ăla, știi? Da, nu e tot timpul Și la voi când, adică, faza este că întotdeauna clima este mai uh, variată pe, uh, înspre apă, știi? Adică cine e mai aproape de apă va primi mereu. Da, noi nu avem. Vrei mai ciudată, știi? Cine e mai aproape de mare va primi furtuni și așa mai departe, cine e more, more you go land, știi? Faza că de la mare până la București când pieși, atunci ajung norii, vin mulți. Dar la un moment vântul duce spre Carpați și atunci ei se opresc în munți, practic, Brașov și mai departe, Sibiu, toată, ăla, da? și la voi, practic, nu mai ajunge nimic. Cam mai da. e vrăjeala. Nu, da. noi mai avem câte un vânt din ăsta, știi, furtună, uh -huh. o, odată o, dată la câțiva ani, cum am avut în... Când a ieșit primul IT, 2017. Cred că a fost chiar furt... 16. A fost furtuna aia, știu, pentru că m am prins la cinema. Și a fost furtuna aia în Timișoara, de o luat acoperiști după blocul. Da, da, când a mașini. blocat doamna Firea tot Bucureștiu și a zis că sa în casă, că vine în și nu avea nimic. Da, era, da, la, la noi. Nu. Da, atât ai. În rest nu avem ploi din alea de teneci. Știi ce am văzut uh -huh. în București săptămânile trecute de s-au umplut străzile de apă și din astea. Nu, avem și noi niște bărtoace că se înfundă canalizarea pe străzi, dar da, na, nu se întâmplă. Am înțeles, am înțeles. Uh. Da, bun, acum că am discutat vremea în România și era un lucru Cu domnul, domnul Busul și... Mi-a zis, mi -a zis asta, vreau să spun, mi-a zis Vlad, i-a spus șoferul de Uber că motivul pentru care plouă, a plouat de luni până vine, de luni până duminică, pardon, în București, e din cauza că este STS-ul, stă în afara Bucureștiului cu niște mașini de făcut nori, care trimit nori în București. Și... Atât, vreau, cine să, vreau, era, să rămâneți, cine? Cum, vreau să rămâneți cu mașina pe șofer, Malin. Nu, 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 nu. Nu era altcineva, era un domn care aparent a înțeles că există niște mașini care pot prelua sute de mii de tone de apă și le pot trimite de nicăieri și le trimit, cum ar veni în cer. Și se fac Am și, și de, Asta era, era deci, pe Disney Channel. Ea, mulțumesc, Galin, mersi pentru bere. Cu siguranță era nevoie. Da, deci. Dragii mei, bine ați venit la podcastul film. Săptămâna asta am văzut și o grămadă de chestii. Uh, N-am apucat să, uh, să ajung să văd încă A Quiet Place 2 și nici uh, The hits, Hitman's Wife's Bodyguard. Știi, două ai, ai, ai văzut primul? Da, l-am văzut primul. Mă gândeam să-l văd și pe să știi, că nu, nu -am era... Văzut. Am Am văzut trailerul când am fost la A Quiet Place și da. mi se pare că the best jokes are in the trailer și de obicei absolut, așa se întâmplă cu absolut. comediile astea, știi? Nu mă aștept să fie ceva grandios sau ceva foarte bun, mă aștept să fie, în schimb... Așa, un film cu Ryan Reynolds care joacă pe Ryan Reynolds și cu Samuel Jackson care joacă, joacă pe, Samuel, joacă Jackson. pe Samuel, Jackson. Samuel Jackson. Și acum să sperăm că Samuel Hayek face mai mult. Ce are ce ăsta, Cum? Știi? Cum? Nu știu, nici nu știu. Sincer nu știu. Știu că mă uitam că a făcut 17 milioane la box office-ul din US, ceea ce e pretty low, știi? Dar nu știu dacă a fost lansat și pe vreun streaming service la ei. Asta e chestia. Nu. Nu, că dacă era, îl găseam eu pe... A. Îl găseam am înțeles. Dar nu l-am găsit. pe UPS-ul maritim, am înțeles. Mai la Comandam prin da, UPC, da. prin tut, tut, UNICEF. Tut, exact, exact, exact. Că când plouă și să plouă, ce să-i faci? Sunt -a de intrat, ieri vezi explozii de grenadă. Aia este, a flăcut. <rătă> Trist este că cele mai multe viuri pe care le-am făcut în ultimele două luni le-am făcut pe nu zic nimic. de grenadă. <rătă> eu, am tăcut din gură. Eu, am zis doar atâta. i am zis lui Marius atâta să se în comentariile alea. Și să considere asta, ating, pentru că există interes. Și nu au zis-o gen oamenii care au venit doar pentru clipul ăla, că erau mulți care erau membri și au zis, mă, să te gândești la opinia ta, știi despre anumite. Că nu că. Da, 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 da. Nu e prima oară când ai făcut asta. Ai mai vorbit și despre COVID, ai făcut un clip special, ai mai Am vorbit mână. despre chestii. Uh -huh. Și. na... E, da. bine. Problema este că lucrurile astea trebuie să le faci mai calculat, așa, din punctul meu de vedere. Aici e chestia. Adică, ne sunt parte entertainment value. Și nu că nu, m am întrebat pe aceea, a, ah, că okay, văd că și Mikey Hart spune că asume. da, nu e nicio problemă. Mihai are și atât mai o, o părere și un fel de a face lucrurile. Eu nu am venit să condam pe cineva, știi? Eu doar am spus că, bă, trebuie să fim conștienți cu toții că dacă vrei să faci știri adevărate, din păcate, să e adevărul, asta e chestia. Dacă vrei să faci știri, știri, dacă și mai vrea să-și să-și aloce chestia de știri, din păcate, adică să o faci la modul serios, nu facem noi nerd news când ăla este o păreristică despre ceva, știi, tu cred și așa mai departe și Mihai face niște chestii așa la Caterincă. Adică sunt niște chestii foarte uh, păreri personale. Dacă nu-i să faci știri, știri, tati, da trebuie să te documentezi. Ceea ce nici măcar știrile în... ale adevărate, nu o fac. Adică da, aia și... aia da. Aia care, ar trebui să fie știrile, pro TV, Antena și așa mai departe, nici nu-și fac temele cum trebuie. Știi? Da, și de, mul de multe ori e un pic mai greu să faci uh, știri la noi pentru că nu prea se uită oamenii la cineva care doar relatează știri. Cum face, de exemplu, Filip de Franco. Uh -huh. El face un clip zilnic unde spune uite asta s-a întâmplat și uh -huh. mici, hinturi despre părerea lui, știi, spune uh -huh. gen, uh -huh. cineva și-a aruncat copilul în piscină. Mi se pare că e the, a disgusting human beings, sau zice uh -huh. acolo o chestie mică și bun, da. next uh -huh. uh, news oamenii au pretenția, știi, să, în România, zic, și cum se întâmplă la noi, au uh, pretenția, ok, și ce crezi tu? E supărat pe ăsta? Stai Am văzut. Are... <laughs> mă, eu, stai puțin, Ursula, cine a fost primul cu Nerd News? Stai puțin, despre ce are cum... <coughs> uh -huh. uh, mâine, nu, ca să pe scurt vine, dacă vine Fire, Fire uh, Silviu, adică, Silviu Fire îl cheamă, eu i-am spus în flăcăratul, vine miercuri în podcast. Vine aici. O să fim, tragem un podcast împreună. Știi? I-am spus că... I-am spus, trebuie să facem remote sau... Fizic a spus, bă, fizic, să ne putem înțelege mai bine. Sunt de acord chestia asta. În cazul în care vă așteptați că dacă vine el în podcast, eu să fiu un fel de uh, monstru care vine și distruge un uh, tânăr, nu, nu o să se întâmplă chestia asta. Eu chem chiar ca să vorbim despre uh, ce face el. <coughs> unde este el poziționat, unde se duce, de urile comunitatea, că cred că în momentul de față el e cel mai mare de pe Twitch? România? Mm, da, da. Adică, lăsând, iară, nu vorbim despre quality, despre comunitate. Nu, 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 da, 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 Vorbim strict ca numere. Deci ca numere, el în momentul de față când faci un live, lăsând deoparte că evident că subiectul contează, știi, și îți dai seama că la anumite clipuri va avea 4.000, 5.000, 6.000 și mai departe, dar am văzut că el, oricum, o constanță de, cred că, de 2.000 jumate, îi face corect? Da, da. Adică chiar, 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 peste depinde ce faci. Asta e faza, să spun că poți să, deci poți să-i spui că e ce vrei tu, că e de căcat subiectul, că nu e de căcat subiectul, că politică e corect, că nu e politică e corect, dar omul livrează ceva. Adică business wise, știi, number wise, ce da? Ce, ce cer oamenii. Exact. El de... în momentul de față face ceva. Mă aștept să aveți o conversație normal. Dar chiar o să avem o conversație normală. Nu vă faceți... Uite, Alin, că nu știi cine-i faier, o, afl... o să afli după ce o să vezi podcastul. Știi? Sper să vă plac. O să fie un chat... <coughs> o să fie un chat interesant. Adică comment section o să fie what the fuck, cred că, după aceea. Dar, it is what it is, așa că nu le. Un băiat, nu îi contează cine e. Este un tânăr cu niște percepții și niște idei. Și o să voi să vedeți cine este și ce face. <coughs> e de mare pe Twitch, mare, iară mare propriu spus. El e de pe Twitch. Na? Pe Twitch mai mult decât pe YouTube. Asta e ideea de bază. Nu trebuie să-l urmăriți, nu trebuie să faceți nimic, nu începeți acum să tocuiți oameni, să căutați ce fac ei. O să vedeți podcast. -ul. Și, by the way, pe Twitch, ce zici tu de banul ăsta de 3 zile pe care l au dat lui uh, fata aia, cum cheamă, Jamie Fox? Două fete. Două fete, două fete, fete. Fox și Amurata aia. Bă, băiatule, tu ai văzut ce făceau alea pe stream? Da, se întâmplă de ceva timp, am zis și eu un clipul ăla de ne la... Sucre, pe... Deci Vlad, Vlad care e băiat în toată firea, 23 de ani, dita mai omul, da? Vlad care dita mai omul s-a uitat, a deschis Twitch-ul și a văzut o pasta pe amurat care tot își băga în gură microfonul, înțelegi? Și a zis, era ce asta? Eu nu înțeleg. <laughs> era SMR, come on, man. Ce SMR, bă, băiatule? Bă, bă, Era Bă, 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 era să bă tată, deci Acum că tu, că tu ca bărbat o sexualizezi într-o oarecare măsură. Ce o să, asta, ce mă? Mm. Bă, tati, nu. tu știi ce era acolo? El era soft porn. Îmi pare eu, rău, dar that is soft porn. Eu, eu, nu e normal ca acel, acea performanță actoricească, dacă vrei, chestia performanță aia... Performanță actoricească? Bă, tati, ce De e? Că nu știu, înțelegi? Undeva. Înțelegi? Nu știu ce face domnișoarea, că nu o urmăresc. Dar ideea este în felul următor. Bă, deci tu nu poți să... Deci tu nu poți... Nu, nu, are cum. Pentru cine nu s au uitat, nu o să vădăm că cred că, aș lua, cred că oricine ar face chestia asta pe, pe YouTube pe YouTube și -a, nu pot. Și-ar lua un chick pe... kick in the nuts de i-ar <laughs> lua bal lui Deci... YouTube e prea mare și YouTube nu prea gen we don't give a shit. da, <coughs> Twitch-ul e mai mic, și nu riscă multe controverse. Cum? Că Twitch-ul e deținut de Amazon. N-are treabă. Twitch-ul ca entitate, chiar dacă e deținut de Amazon, ei trebuie... Gen, Bezos probabil o și uitat că deține amazon și-o adus aminte când a vrut să facă studio, că deține Twitch-ul și-o adus aminte când a vrut să facă studio de gaming și a zis nu avem cum să marketăm asta. Păi avem Twitch. A, da, mă, Twitch. Înțelegi? Twitch, exact. Așa este. Uh, a, asta nu știu ce să zic. Mulți zic. Gen... Victorie! Nu, 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 nu zic Victorie. Ce zic este în felul următor. Eu zic așa, feten. Și asta o asum cu desăvârșire. Tu, când te-ai apucat să faci Twitch, uh, you were buying in, știi, erau mai mulți oameni pe internetul românesc care comunicau și spuneau că Twitch? Twitch, man. Twitch. The, Twitch, the best. Where do, you, where do you get the best community? on Twitch? Where do you get the best people on Twitch? Where do you get the best creators on Twitch? And then... Still true. And, true. Yeah, fuck that shit, man. Nu există Twitch-ul ca orice altă comunitate, adică orice alt loc în care sunt oameni, va avea oameni ok and the fucking crazies. Înțelegi? La, la fel și YouTube are și pe așa. partea în Rom... de creator, dar în și România, pe partea de comunitate. Așa. În România, ce zic eu în fermător? În România, cauza auzi este mai on the side, atunci atrage mai mult oameni cu intenție. Adică oamenii care le pasă cu adevărat de creator. Deci când îți pasă de om, zici, bă, ok, I'm gonna check that motherfucker out. Unde e el acum? Pe Twitch. Fac efortul și intru. Știi? Dar în state unde este, și nu în state, în vest, ca să zicem așa, Da. Deci tot ce înseamnă faptul UK, mainly UK și, uh, și US, da, unde este Spania e foarte mare. Da. Spania. Normalized, so... da. Acolo nu mai este the best community. Acolo este just people. Și just people pe internet înseamnă în proporție de 80%, 75% male, înțelegi? Și teenagers. Și când apare i-am urat fata aia care practic vine dezbrăcat or, or less. înțelegi? Te-ai văzut Instagram-ul ei? Nu, no, nu pot. Te să te uiți pe Instagram-ul ei? Nu, no, nu mulțumesc, it's ok. Adică, fratele meu, oricine, oricine vorbește despre situația asta, deci the bathtub, bathtub streams și iasă mă râurile astea și spune că it's not supposed to... Adică cine spune că nu e despre pornache pe OnlyFans și așa mai departe, you're bullshitting. Stai? Adică e bullshit, 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 bullshit. Ști? Da, strict de schimbat, nu, nu se schimbă, gen și benul ăsta e o vacanță. E trei zile, e nesemnificativ. Absolut, gen, nu, dar nici nici măcar slap on the wrist nu e. E nu, zero nu barat. E, e. e au mai fost în, 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 înainte de asta a mai fost o controversă că i-au luat reclamele. Uh -huh. au, i Au Da, au, nu au contează. zis că a, a, atunci a fost un pic agitație pentru persoanele de genul, pentru că uh -huh. cei mai mulți bani îi făceau din uh, click sau uh, ads-uri, uh -huh. nu, nu că dădeau oamenii bani. nu a <laughs> Dar ei, a, asta nu o să se schimbe, um, dar oricum, la fel și pe YouTube, dacă cauți unele chestii sau te duci într-o anumită direcție, găsești chestii de comentariu, fiind atât de mare. În timp ce pe Twitch nu e atât de mare și se pune o lupă, știi că, băi, în colțul ăsta am văzut ce face asta. Mm -hmm. Că pe She YouTube isp. trebuie să te. Păi pe YouTube poți să scrii Naked Yoga. Să vezi, să ai o surpriză. A, știu, dar nu sunt Bă, stai -mă puțin. Naked Yoga nu are. și nu mai. alea. Uh, uh, M-am screening house sau ceva <laughs> ce mai era astea ciudate. Da, da, alea de la ei strici, au arătat ei <laughs> da, acum da, câțiva da. Da. ani. Dar asta e gen niște chestiuni, fiind YouTube-ul fiind atât de mare, sunt niște chestiuni unde te duci tu și ca și cum ai căuta în deep, web, știi tu ce să cauți, știi? Pe Twitch, fiind mai... Pe prima pagină și prima e pe sus. prima pagină, e n-are Twitch, el a intrat pe Twitch. Ce era primul lucru? Asta, era asta, a murat asta. Știi? Și era acolo, bang. Și lui era, what the fuck is this? Deci deschis și era un mare fund. Era un fund în față. Adică fața aici, microfon, era undeva, știi, în unghi. Și am zis că ăsta ia să Și nu înțelegea ce e să fac. O deschis repede. Azi mă gol World Cup, că era mai de explicat. Faza așa, nu e nimic greșit că fetele astea fac asta. Ce e greșit este faptul că pe un site fără limită de vârstă sunt permise chestiile astea. Eu n-am o problemă. E ca și cum mai spun, da, mă, dar tu ai auzit de porn. Ha, că există, că există porn. de internet is for porn. Ba da, tocmai, că înțeleg perfect. Dar poate nu ar trebui totuși permis pe Twitch. Adică poate ar trebui să existe există. undeva un site care să fie uh, Twitch 18, știi? Că zic, așa se numească, Twitch 18. Și unde să intre câtă lume vrea să descopere tot felul de chestii despre tipe, care poate să fie și topless, poate vor să fie. Să aibă filtre, care bagi bani Știi? și îți jos filtrul. Știi care e chestia? Adică chat, ce nu? Uite, Twitch-ul față de YouTube nu are un sistem. Nu că ar fi cel mai bun al lui YouTube, dar e ceva. YouTube când se sizează că pui ceva uh -huh. mai de ochiastă sau ceva, îți dă automat age restricted. Uh -huh. Sau dacă se sesizează cineva la clipul tău și creatorul pierde la aici restricted foarte mult, eu am pierdut mai mult la Age Restricted pentru că am pus cuvântul sex în titlu. Mm -hmm. Și sau demonat Deci am pierdut mai mult la Age Restricted decât la demonatizare sau alte copyright sau alte chestii. Mm -hmm. Îți îngroapă clipul, nu ajunge la mai nimeni. Mm -hmm. Și în timp ce pe Twitch ce pot, ce alte are Twitch, e doar tu, eu ca creator, pot să dau acest canal sau acest live este destinat copiilor Adults only sau uh -huh. ceva de genul peste 18 uh -huh. ani. Ce face asta? Când intri tu la mine pe live îți apare un buton și scrie acest live este maturity language uh -huh. că uh -huh. și tu trebuie să apeși start watching. Atât. Da, nu deci nu, deci nu, nu mă afectează cu nimic că tu o să intri apeși butonul start watching și te uiți. Da. dar în timp ce pe YouTube, dacă mi-au la trei clipuri aici restricte și nu fac bani din ele și mi-le îngroapă, uh -huh. pe schimb un pic placa. știi, adică încep să mă duc în asta, să văd ce pot să fac, să nu știu ce. A, asta e, nu nu a fost e... nu, nu țin la chestia asta, doar că mi s-a părut că e un topic uh, care ține în momentul de față de entertainment online, știi? Că vrem că nu vrem. Se întâmplă chestia asta și e bizară, știi, că am ajuns la punctul în care e aproape accelerat drumul, știi? Cu siguranță, prima oară când bărbații au văzut femeile, prima oară s a gândit, oare cum vorbește asta în urechile mele? Nu înțelegi? Nu, nu s-a întâmplat asta, s-a întâmplat altceva, știi? Și e funny cum... În același timp, toate femeile, sau nu toate, în același timp există mișcările astea care spun că femeile să nu mai fie obiectificate, să nu mai fie, știi, să ne mai uităm doar ca la obiecte sexuale și, în același timp, există chestia care spune look how easy it is to make money. Știi? Da, e, e un uh, cutia Pandora, sau un paradox din ăsta în care don't objectify me, dar uh, în același timp, păi și ce faci? Știi, gen sunt multe exemple unde nu se întâmplă asta de la fete care fac Gundams din știi, roboști, petui sau tot, tot felul de chestii e foarte cool dar na, nu au cifrele luaste la alte și știu el în același timp el dezvoltă, chiar aștept chiar mă, și asta e ciudat, știi, când tipul asta amurat murat asta nu-și deschide platforma ei iar trebui să deschid o platformă doar pentru chestiile astea iar faci o barcă de bani a, a făcut pe Patreon, a făcut mai multe chestii. Nu, înainte și OnlyFans, fie, mă refer să fac a, un... Aia a fost înainte, deci acum cu OnlyFans e de câțiva ani o mișcare foarte uh -huh. agresivă și pe Instagram și mai multe, dar ea uh -huh. a început înainte să fie OnlyFans. Da, unde mă să-și în... facă o platformă cum e Twitch-ul, oarecă să facă, ia twitch a asta, ul ăsta, știi? În care să adunem toate fetele astea să fac un fel de video chat de ăsta, soft, știi? Că de asta adice, este... Dar de ce ar face-o? Pentru că ar atrage, pentru că ar face mult mai mulți bani. Dar mult există mai deja bani. o platformă din asta. Care? Chatorpay. Care? Chatorpay. Chatorpay? nu. Chatorpay. E Chator un site bait? cu live stream-uri porno. Da. Ah. Eu sunt păriu, pentru... nu, am, nu știu de asta. <laughs> N-am nevoie. <laughs> Stai <laughs> să vadă și ochii mei. Și ce de, ce, de, ce, de ce, ar băga banii și de ce ar face ea o platformă când câștiga atâta de mult și nici nu trebuie să facă atâta? N-are sens. Business wise. mchaturbate.com I agree. Ve vezi că strici telefonul. What the fuck is this? <laughs> Iar îmi descoperă niște mară, o descoperă mare băieți în lume, fața mea Sunt niște băieți. What the fuck? Te <laughs> 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 duci la biserică după. Stai că am delay, auzi, intru. <laughs> până tu ți-a dat ideea. Exact, e chat or bait, probabil, da. Da, anyway, nu, eu nu mă refeream la asta, eu mă refeream la ceva soft. La face ce fac ele acum pe Twitch, dar în altă parte același sistem cu bits and shit and this, unde în continuare părinții ăștia, părinți cărora nu le pasă, vin să spun la ce se uită filmul. La o fată în colanț. ah, e ok atunci. Înțelegi? It's cool, start. da. O, cum, cum l-ai văzut și tu pe Vlad mai înainte. Era, nu înțeleg ce Vlad, n-am mai închis, pe... recunosc. Vlad, <laughs> dar a rămas să studieze, adică era acolo, se uita. Mm, ce... mm, Te-am spus cum ai reacționat, cum ai văzut-o pe fata aia, pe amurata aia. Hai care făcea asemără. Nu, dar eu nu înțelegeam cum poate să stea asta pe Twitch, Credeam că și-am ea să instala că stai cu culo în cameră. Mm -hmm. mm -hmm. S-au schimbat politicile, uh. agendele. agendele. S-a schimbat agenda. Da, ideea este în formător. Dacă nu mai... Pentru cei care uh, nu petrec tot timpul conectați și se întâmplă online, o să vă mire ca de la un an la altul. înainte era o chestie asta, de la, de la decadă la decadă, știi? Ce se întâmplat pe vremea mea, ce e pe vremea ta. Dar acum, de la an la an, sunt niște modificări astea, drastice vis-a-vis -vis de ceea ce este uh, acceptabil sau uh, nu știu cum să-i spun, considerat a fi normă. Da? Cam asta e faza. Și pentru mine este puțin ciudat. Înțelegi? Ch mă, ca și ca părinte, mă gândesc la chestia asta. Știi că. Uh, încercările astea de, încerca de a normaliza absolut orice în ideea în care, păi da, da tu trebuie să știi să alegi. Știi? În, care, în contextul în care cei mai mulți oameni sunt educați tocmai să nu știe să aleagă, știi? Ci să fie cât mai follow de norm, știi? Mi se pare așa, știi, dar chiar nu realizăm că e un double speech aici pe de o parte vin și spunem, păi da, vreți să fiți independenți, trebuie să știți să gândiți. Și pe aia spunem, dar cum adică nu-ți place să te uiți la fundul fetei astea? Păi da, e, e corpul lui Dumnezeu. Dumnezeu are de a dat corpul. De ce te să să vezi treaba asta? E normal. it's not ok. Știi? Cam asta e faza. Dar din nou, nu e, nu e, ce nu e ok, nu e faptul că ea face treaba asta, ci din contra asta, cu to her, știi? Ci tot că o face pe Twitch. Și că twitch nu ia nicio atitudine. În timp ce dacă unul face spune două vorbe de care nu sunt neapărat la locul lor, știi, puf, ban, știi, what the fuck, man? da, anyway, Twitch, that was it. Să vorbim despre ce am văzut săptămâna aceasta, domnule Sucre, că la cinema nu avem prea de ce să vorbim, vine Fast and Furious, la care o să mă duc garantat 100% la, la cinema, cred că în ziua aia fac un maraton și eu de asta de... Serios, săptămâna asta mai am, iar mai avem treabă de ne spargem, dar săptămâna viitoare ne mai relaxăm și noi puțin și cred că atunci o să ne apucăm de de făcut alte chestii, știi? Adică luni viitoare sper să mă duc la cinema, mergem la amândoi cu blăduț și mergem la, la cinema dimineața până seara și gata. Mâncăm la Ce? Popular. La, la fără zgomot, bă Exact. Mă duc și la the bodyguards, wife, whatever de fac, și ăsta e pe 23. Bine, oricum mă duc pe 23 la asta, la zi pe nume, la Fast and Furious. ea Ia... hmm? am premieră dacă... Da, pe 23. Prinzi. Când e 23, Vlad? E mâine? Miercuri. Miercuri. Deci, miercuri cu seara mă duc să văd Fast and Furious la Cineplex și cu asta, cu no, asta. Cam, și sincer, ăsta e singurul care merită în perioada asta, cât, cât mai e din luna asta, iunie, când m-am uitat pe calendar. Uh -huh. Acum mai sunt filme și sunt filme pe care unii oameni nu le-au văzut acasă, să știi, cum ar fi Mortal Kombat, Godzilla vs. King da, Kong. Da, spus treaba. sunt sigur că foarte mulți da. de oameni nu sunt ca noi. Și-au căutat Godzilla vs. Kong sau uh, Mortal Kombat? Știu, știu că mi-au mi mai zis pe Twitch că oh, păi eu am fost la Godzilla vs. King Kong uh -huh. și eu eram... De ce? Că ai vrut tu la cinema? Și da, nu l-am văzut acasă și am vrut să-l văd eu cum uh -huh. îmi place la cinema experiența aia. Uh -huh. Uh -huh. Ok, that's good. Înseamnă că și ăștia văd că mai sunt filme de băgat știi? Uh -huh. și mișcă un pic treaba. Ce există, și interes, aparent. Ceea ce e bine. Da. E adevărat. Dar pentru e adevărat. mine, în afară de fast and Furious 9 luna asta, cel puțin cât mai avem din ea, nu știu dacă e ceva nou. Se mișcă ok momentul de față, din câte am înțeles de la cei care mai vorbesc cu care mai vorbesc de la cinema. Aparent, nu sunt încă beton, dar momentan lucrurile se mișcă, sunt ok. -și. Adică sunt pe drumul cel bun, sunt optimiști, cam asta e ideea. Urmând ca uh, Fast and Furious să fie filmul, ca să spunea și modelul când a fost la mine, uh, Fast and Furious va fi uh, demonstrația că lucrurile sunt sau nu sunt uh, ok. La da. loc, da. ca înainte. Asta am vrut să zic eu, că nu a fost mai nimic, adică A Quiet Place 2 da, e unul, dar nu e nivel uh -huh. mare acolo uh -huh. și restul pf, au fost și acasă, de la Așa The este. Conjuring, Așa la este. Mortal Kombat, la orice vrei tu. Uh -huh. Uh -huh. Și atunci ar mai fi doar perioada aia în care începe să fie numai la cinema poți să-l vezi. Da. Și Fast and Furious e filmul ăla pe care numai la cinema o să poți să-l exact. vezi. Exact, exact, exact. Vă salut de la meci. <laughs> salut, Mihail. <laughs> mersi, că, mersi pentru bere. Și dacă îți ce meci e acum, by the Cine poate să-mi spună? Um, e euro. Toată ziua e euro. e de la Discord, de la Discord, nu de la, la Sucre. Da, exact. Da, n-am, am Ce meci e acum? Mai ies, plan? mai intru, mai... Vlăduț? Ce, ce meci e acum? Ia vezi. dă -i pe Google. Euro 2021. Păi... <laughs> Și păi dacă e euro, dacă euro, astăzi cred că joacă Barcelona cu Atletico Madrid. Exact. <laughs> e România, Ucraina, Austria, la 7, auzi, aha, la 19 începe, să fim sănătoși atunci. Bun, anyway, eu nu mă uit la euro, că dacă nu e România, -are, nu mă simt în niciun fel să urmăresc toate partidile astea. Da, dar e câteodată stadionul din, stadionul din România. Nu mă interesează. Nu, cum? Se joacă mai mult. Sunt mai multe țări, nu toate în România. Păi nu, asta zic, nu, aproape toate meciurile se joacă în România. Serios? Sunt foarte multe, că păi da, e, la... Dar nu ce e România, dar Danemarca, cine sunt, care sunt țările? Păi nu știu. Eu nu știu nimic despre ei, că nu e în pasiunea mea, nu, eu mă uit la un film mai degrabă, adică dacă am timp să văd un meci, fi sigur că bag un film. By the way, uh, m-am uitat la uh, uh, Rurorin, Rurorin Kenshin, așa se cheamă, nu? Rurorin Kenshin de pe Netflix, e un film după un manga și după un anime. Și m-am uitat la el, pentru că m-am auzit Ele foarte... <laughs> Ruroni Kenshin, da. Am uitat la prima parte din 2012 uh, și uh, doar patru sunt în România. Ok. Sunt patru meciuri în România, văduți. Din alea multe, din capătul. tău. Atâta meciuri sunt, ce vrei să fac patru? Bun. Uh, sunt multe. Tot multe rămân. Orice ce faci, sunt multe. Din 50 de meciuri, 4. Multe în România. Câte o fi, nu contează. și m-am uitat la Ronnie Kenshin ăsta. Am intrat așa într-un rabbit hole. Că am văzut foarte multă lume, foarte mulți din ăștia care joacă, care fac zic pe nume cascadorii, stunt work. Foarte multă lume, da, foarte multă lume îl, îl, laudă, de fapt, știi? Filmul, nu animeul în sine. Animeul a fost scurt, prin 96 până prin 98, eu n-am știut de el de anime. Chiar dacă era în epoca în care eu eram la vârsta în care m-aș uita la animeul, să zic, trebuie să înțelegem că în 96 abia apărea internetul, în 97 ne uitam pe pereți încă și aveam Mircu și tot Știi? Și 99 abia aveam caza și Downloadere și DC++ și așa mai departe Anyway, ideea este așa pff, Sunt filmele pe Netflix Sunt vreo patru filme dacă nu mă înșel Eu am văzut trei dintre ele acum E despre acest manga Dar cel mai tare parte este felul în care uh, E filmat E fantastic de bine filmat E surprinzător. De asta e, filmele-s vechi sau noi 2012 acuma? începe primul 2016 al doilea 2018 al treilea Sunt noi, relativ noi adică dar, arată Dar foarte... nu sunt făcute de Netflix, sunt nu, licențe. Nu, sunt Japanese filme. Da, film, da mai fac ei din uh -huh, astea. Uh -huh. Dar, atenție, nu sunt uh, nu sunt în niciun caz uh, filme de nu sunt blici. Știi? Adică N nu știu, nu știu despre ce anime ul adică mai am, -am cu mai văzut. E gen... un băiat cu sabie. Asta e ideea Chosen de bănuiesc. One, bănuiesc. Da, Dar e, e tot un shonen, dar e very low level power, nu e fără power up fără. O e fără de astea. Înțelegi? A atunci, atunci devine uh, mai greu de transmis. Exact. Pe film, când exact. începe exact. să fie exact. o, o sabie mega mare ca în Bleach când începe să fie uh, exact. fratele în armură ca în Full Metal Alchemist, uh -huh, uh -huh, atunci uh -huh. e un pic mai greu să. Exact. Mm -hmm. pui pe film treaba da, asta, da, să da. nu arate ca doi oameni care fac cosplay. Ai, ai. Gen... Și de-aia, pe, pe, mine, la început, eu nu știam că e anime, m-am uitat la film, din cauza că auzisem, tot zisem că laudă lumea, pentru stunt work, pentru dueluri mai ales, și am zis că, bă, dă-mă să-l văd și eu, că tot se laudă, tot mă laudă, zic, hai să urmăresc uitându-mă la el, adică era clar că e story-wise a de shonen, știi, și am zis că mă, dar asta sigur e manga sau ceva, că nu are cum să vină de nicăieri. Și abia după aceea m-am dat un Google search după el și am aflat că e de manga, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Și mi s-a părut uh, huh, interesant, surprinzător. Și anime-ul? Anime, se anime nu am de deloc, nu știu despre ce e. Adică, cu siguranță, e despre același poveste, dar nu m-am uitat la el. Nu uitat. Dacă zici că e 90, probabil e. Uite, zic că Johnny McCloud spune acolo că în Kyoto Saga devine un pic mai ciudat Rurouni Kenshin. Posibil, posibil. Așa se numește, Rurouni Kenshin. Dar, surprinzător, mi-a plăcut. Pentru un film japonez inspirat după un manga. Să ne înțelegem. Da, înțeleg. Dar, repet, dacă vă uitați la tot ce mai produs în afară de astea, dacă vorbeam noi toată trecuta, de Death Note, de... Știi, filmele astea inspirate din Japanese manga? Știi? Și dacă rurori, Rurorii, Samurai X, e cumva da, unul da, cu un da, X pe da, față? Da, 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 da. Ah, tot ce știu și da. eu, l-am văzut în copilărie, cu ăla care se bate cu omul bandajat. Se bate contra unul bandajat. Poate n-ai ajuns până acolo. E, e unul bandajat la un moment dat. Care se bate e cu pumnii, da. Se bate cu pumnii și are ceva putere de foc și asta are o sabie. Da, da. ei sunt prieteni. Da. În fine, până unde da, vin da, prieteni da. Ideea este că filmul da. în sine Are structură de anime, de shonen Cu final bosses and all the shit Dar e filmat bine Are buget mare, că mi-a plăcut foarte mult Că mă așteptam să fie ca Bliciu De ăsta cu cadre toate băgate într-o ușă mm -hmm. Într-o casă Nu, ăsta, eu, eu știu că l-am văzut așa, îl dădea pe Antena 1 dimineață Mai dădeau sâmbătă, știi Pentru copii și mm -hmm. era un fel De Animax și de mm -hmm. astea. Și am prins bătălia aia mare și eram what the fuck se întâmplă, e așa de fain și mi-e genul ăla de anime care a prins un pic de, de sweet spot nu chiar anii 80, ci mai mult perioada cu uh -huh. uh, perioada de popularitate a lui Dragon Ball Z sau uh -huh. Yu Yu Hakusho sau zona aia, știi? Da, am înțeles, am unde, am e, unde nu e chiar atâta de pop culture stuff și... Da, uh, e fără power-up. Că... Asta e chestia. Nu, nu da. pleacă nimeni, nu scoate nimeni. asta e că scot acum. Hă, t -t 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 -t. Știi, fără de astea. Și mi-a plăcut. Iar duelurile sunt făcute drăguț. Adică drăguț în sensul că se vede că s-a muncit o grămadă la coreografie. Că de-aia toată laudă ăștia din Marshall uh, Arts World, știi? Că se vede că nu e doar uh, hai mă să facem ceva să fie acolo. Și mi-a plăcut surprinzător de mult. Din nou, filmele sunt de 7, să zic, sau 6,5-7, știi, acolo în zona aia. Că na, ce mare poveste nu vieții mele băiatul cu sabia bate pe toți. <laughs> ok, <No. laughs> știi, whatever. Înțelegeți? Nu era... Dar să vezi atâtea lentile, să vezi atâtea exterior shot, să vezi atât de multă muncă, mi s-a părut chiar drăguț. Chiar drăguț, drăguț, drăguț. Știam. Și așa că la restul, Pentru tu pentru, tocmai pentru asta. Știi? Surprinzător. Asta vis-a-vis -vis de ce spuneam eu trecută, că bă, filmele nu sunt astea care se fac de obicei, ies niște shit fest de obicei, știi? La anime de obicei, da. da, da, și, da. și chiar dacă sunt făcute gen na, marele le fac japoneții, dar și dacă sunt făcute de americani, adică la Death Note, făcut de Netflix, și acum o să facă Cowboy Bebop. Eu sunt, am spus și, cred că am vorbit și de despre asta, sunt curios ce o să iasă la Cowboy Bebop, nu cred că poate să iasă bine. n are cum. Știi? Adică nu știu dacă că poate să iasă atât de bine. O să iasă un desta ciudat. L-au pus pe ăsta în, pe tipul japonez în rolul uh, principal, tocmai în ideea în care Spike să nu, aibă, sau cum îl cheamă, Da, nu? să nu aibă whitewashing claims, să nu vine nimeni să spune că bă, ați făcut, l-ați băgat pe ăsta albă în așa, dar Nu, no, I don't know, I don't really fucking know what no. is going to happen. E, interesant totuși că ai văzut ăsta, că eu am tot pus pe pauză Samurai X, că am zis că, ok, ăsta nu, nu știu cât e de popular, aparent când zic de el oamenii zic, ah, da, îl țin minte, știi, da, 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 da. Dar, ele, dar nu există. Dar da, a... la One Piece mă uit, că apare săptămâna asta, am asta înțeles. Samurai și, a... sau Rurouni Kenshin, cum se numește el de fapt, aparent s-a terminat destul de repede, ca ranul și de anime a fost 96-99, adică nu s-a dus în 25 de sezoane, 42 de nu știu ce. Poate are o singură one-story tutorial, exact. știi? Mai, mai există anime-uri așa, gen 50 de episoade în dați. Dar uh, ce mi-a mai plăcut este că e în top 100 Mangauri Și ce v-am spun, da, mă top 100. Frații mei, să înțelegem, manga sunt în Japonia, sunt vreo 5.000 de titluri care rulează. Top 100 nu e top 10. Clar asta. Dar top 100 e culean. Adică e top bine. 100 bine. din 5.000 e ceva, știi? Nu e, e deloc e... de aruncat. Da? Și, asta, și asta, de asta, după aceea, când, când, când filmul mi-a permis să acum să zic, mă poate să mă uiți la anime. La un moment dat. Nu am timp eu, de la acum. Doar nici nu am timp. Știi? Și eu am tot zis că-l văd pentru mine, nu să mă setez eu pentru reveu. Uh -huh, că-l că văd uh -huh. pentru mine că ia să văd, it hold-up, știi, amintirea mea din copilărie. Da, 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 iar... da, da. Eu ne văzând uh. anime mi-a mi plăcut filmul. Repet, filmat bine. Actoria este atât cât se poate, dată fiind contextul personajelor, că n-ai ce să acum de la băiatul singuratic care stă așa, el tot brudie în nu știu ce, înțelegi? Are 25 de ani de el asasin de, la, de 24, la <gângântări> genul ăsta. Dar overall, la look and feel, foarte plăcut. Foarte plăcut. Ți-am povestit că am văzut și el la Immortal Sword, Immortals Sword, tot un film japonez, despre un, tot după un manga, Uh, nu știu dacă a fost pus și anime de ăla. Uh, hai că ți acum o poză cu el ca să înțelegi pe ce e vorba. Îmi sună cunoscut titlul, dar L-ai văzut sigur conform. de multe ori pe prima pagină. Dacă îți plac animeurile și uh, cum îi zice filmele japoneze în general, sigur l-ai văzut. De ce îmi dai imagini? Nu înțeleg. Așa, așa, așa. poate se numea altfel, deși nu cred. Asta e, da. Blade of the Immortal, nu Immortal Soul. Blade of the Immortal. E tot pe HP, e tot <acNON check> pe nu, Netflix. Pe și la fel, un film surprinzător drăguț. Uite că e și anime. Nu e manga, nu e anime. Se numește tot Blade of the Immortal, denumirea sa japoneză. Este... Something, 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 something. Dar știu, bineînțeles că știu. Numai că asta am spus și în live-ul pe care l-am făcut. Deci el se numește în japoneză Mugen no Yunin. Mugen no Yunin se numește în japoneză. E mortul. Da? Asta e ideea. Oricum, uh, deci există și câteva filme de astea. Dacă ai low, toate chestia asta, e, de fapt, știi? Go in with low expectations. Dacă te aștepți să vezi filme, filme astea să fie și bune, n-ai nicio șansă să fie da, bune. Da, știi? Cre, cred că sunt făcute pentru alt public. Trebuie să știi când discutam și despre Demon Slayer uh -huh. filmata cu Titan sau. Uh -huh, ar, uh -huh. Nu știu. Cred că există alt public, nu neapărat noi. Când sunt făcute pentru noi, uh -huh. publicul larg și oamenii din exterior care nu sunt neapărat interesați de anime, se vede. Unde se vede la Shell. Absolut. Ăla, cu, gen, ăla nu e un film unde catering tu anime audience, uh -huh. ci da. mai mult. Și a fost și Alita Battle Angel și Alita Battle Angel. Mie mi-a mi plăcut și eu, n-am văzut nimic de uh -huh, anime uh -huh. Alita Battle Angel. Uh -huh. Dar sunt unele unde, bă, astea le facem pentru că oamenii au urmărit foarte mult anime-ul și vrem să facem un film și să-l vadă tot ei. Sunt și ironic de... că de multe ori tot ei vin și spun, frate, e rău. Nu știu ce le mai fac câteodată, că nu mulțumește Le fac piața pentru aia. că dacă te uiți să vezi și cine e. În Dacia, Liberă, ce nume are? Da, în Dacia Liberă, ce nume are? În dacă Liberă, ce nume are? În dacă Liberă se numește uh, uh, cum îi spune? Satârul ascuțit și omul care nu murea. <laughs> da. Uh, cred că le fac. Dacă te uiți să vezi ambele astea, da, ambele filme, și Alita uh, și uh, Ghost in the Shell. Ghost și in... Death Note. Da, și, că vorbim de altceva. Două, ce? vorbim cele două filme care au fost cât de cât S-a amizat un succes story. la cinema. Da. Adică s-a încercat să se facă un film de cinema. În cazul lui Ghost in the Shell, e din cauza că este această legendă a anime-ului. Adică Ghost in the Shell și cu ăsta din 99, The Spirit Within, cum îi spune. Ce vrei da. să spui? Nu știu. Nu sunt știu. două filme care au, sunt cornerstones pentru anime, movies. Știi, adică Ghost Ce in the, the Shell. De Uh, nu, este unul din 99 care a fost făcut entirely CGI. Se numește The Spirit Within. Final Fantasy, The Spirit Within. Oh, așa. Deci, astea două, în anii 90, erau considerate de oameni ca și The Pinnacle of Fucking uh, Anime Work, să zic așa, știi? Evident că existau ghibli exista existau Princess Mononoke și așa mai departe. Dar astea două erau considerate ca și acest future sci-fi, gritty stuff, știi? Și atunci Ghost in the Shell a fost adaptat pentru că v-a spus, băi, prea mare fală ca să nu facem, mai care sunt seriale, manga ori filme și așa mai departe. Iar la Alita a fost pur și simplu James Cameron, s-a uitat și a zis, păi mi a trecut mult povestea asta încât vreau să fac un film din asta. Și nu a spus, James, dar tu nu știi că nu merg filmele astea? Da, nu știu, eu vreau să fac filmul ăsta. Dar el nu a fost regizor, cred că a fost, da, a fost doar sau un producător. Producător, producător a fost, da. Și s-a ocupat de, cred că s-a ocupat de efecte speciale da, genul. el nu, el a vrut doar, a vrut doar să facă film. Ăsta a fost obiectivul lui. Da. Băi, vreau să fac un film. Acum să mă ierte Dumnezeu, să pe să nu ne plac, vreau să să-mi placă, dar fac it, știi? Eu vreau să fac film. Cum, și cum -am a făcut. făcut. și Spielberg după ce a făcut, după ce a citit Ready Player One. A zis, mă... exact, dar uite uhum. că, de exemplu, după aceea ai cazul lui Peter Jackson, stai că să nu focalizează pe mine, nu știu de ce, haide fata mea, abia, în ochii mei, te smuite în ochii tăi, da. Fata este că Peter, Peter, Jackson. Ja Peter Jackson, de exemplu, cu ăsta cu, zi pe nume, cum se cheamă filmul ăla cu mașinile ucigașe, cu orașele ucigașe? A, da, știu, știu, dar nu, nu vine. Ăsta acum 2 ani, am uitat cum îi spunea filmului, da? Ah, Immortals Immortal Engines. Immortal Engines, bravo. Sau Mortal Engines, da. Mortal Engines. Da, cu Hugo Weaving, cu da. mai mult. filmul ăla, de exemplu, a, s-a adus în temperatura. Știu. Da. da. Te si pui în ventilator în spate. Deci ideea este mm. să apară scurt. Am, din nou, am comandat, am, am, comandat ajunge miercuri sau mâine. Da, da. Am, am, comandat un ventilator Foarte bine. USB, că și, la și pe live se, se, se încinge. Deci faza este că la ăsta la Mortal Engines, tot Peter Jackson a vrut să joace rolul ăsta de... Se pare că mai multă lume a încercat să facă schema asta, știi, în care aduceau... Încearcă să fie ei back pushers, ca să zic așa. Numai că n-a ieșit. Știi, la Peter Jackson, cel puțin Mortal Engines, a fost un flop total. A fost a fost cel mai lame film eu care nu l-am văzut, parcă tu l-ai văzut N am văzut, uite, uite de la te el te pentru. uite-te pentru că este un e un film care uh, e din categoria aia știi, așa nu Da. Un dar, okay, trebuie să, dar trebuie să-l vezi pentru că trebuie să facă parte de... e un precedent important ăsta este un film care va fi citat de foarte multe ori în, 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 pe scena de producție cinematografică, sunt sigur că o să spună Trebuie făcut filmul ăsta pentru că și-o spună Mortal Engines. Ah, ok. Nu mai facem filmul ăsta. Înțelegi? Da, e, e, din categoria aia. Uh... Legendary shit Știi? Da, e... eu nu prea mai îns aud că uite, eu o să facă un film după o proprietate anime în uh -huh. gen bine. Da, 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 da. da. Nu, nu, gen, de ce eram? Următoarea întrebare dacă nu știu anime uh -huh. sau dacă îl știu, nu contează de ce era bun acel anime Puh, era povestea asta magică cu un cowboy spațial care <laughs> avea, avea și o parteneră la un moment cu... dat și un câine care știe să vorbească da, era și un câine care următoarea întrebare e tu vezi asta pe film? așa, când te imaginezi, o vezi pe film cum crezi tu că o să fie? pă, nu prea da coboară așteptările, da. că nu o să fie ce vrei. Și plus sunt multe chestii pe care le aplaudă oamenii la anumite anime pentru că sunt strict uh, tehnic tehnici de anime. Uh -huh. Mișcări, luptele Absolut. alea, știi? De-aia nu se poate luce foarte bine, categoric. Așa este. Și mi se pare că singurul Puteți să-mi dați alte exemple, dar singurul care a atins chestia asta ca acțiune și movement și asta e Alita Battle Angel cu niște scene în alea de bătaie și ridicole uh -huh, uh -huh. și uh, designuri cu cum arăta la jumătate robot, deci sunt multe chestii unde... Nu, doar capul uman, nu jumătate robot. <laughs> Nu avea trunchiul dubios. Nu avea, ăla, și la mare care îi taie de și după aceea îi taie mâna. Da, și, pe și ăla. La... Și ăla. Da. Era, Erau multe chestii în asta unde, ok, asta e cel mai aproape mm -hmm. către un anime. Da, nu știu. Uh, dar să ținem cont că acolo a fost Jim Cameron undeva în umbră cu efectele speciale. Da, și am zis, adică, Și a fost și chestia de, fiind pasionat, omul a zis, do project. what you need to do, știi? față de pf, prea mare bugetul, trebuie să tăiem de aici. Că, da. Adevărul asta este că nu ai cum să nici să condamni un studio pentru că se uite la un buget și spune fai de capul meu, păi ce facem mai băieți? Știi? Da. Nu, nu poți să condamni chestia asta. E foarte greu să scoți un passion project de asta, să-l aduci la uh, plinia de plutire. Că foarte multă lume spune că da, mă, dar James Cameron și cu Titanic, stați puțin. Există filme și filme. James Cameron, de exemplu, a făcut Alita Battle Engine ca și passion project și ghis ce? N-a scos banii, tati. Adică, a, e. Știi, nu e James Cameron, nu e acest infailibil că orice passion project va și ieși. Că multe lume confundă povestea din Titanic. Că nu mai erau bani și a venit James Cameron, a băgat el bani și a ieșit până la urmă. Și să vezi că dacă vrei, că dacă nu știi că James Cameron a făcut și Titanic, James Cameron a făcut și Terminator 2, James Cameron a făcut pump the brakes on this one, știi? Da, vedeți, și Spielberg a făcut Jurassic Park, a făcut Eu aștept Avatar 2, eu îmi doresc foarte mult să iasă bine, sunt sigur că Disney o să pompeze cu bani în el ca în, știi, cum îi spune, gangbuster money, pentru că e lor până la urmă, nu e altcuiva. Nu, no, nu o să fie același. Nu să fie același. Dar, aștept, exact, cine se așteaptă? Avatar, Avatar primul. Am apărut într-o perioadă în care nu avea mai nimic. Nu aveam. neapărat Da, nu aveam neapărat uh, super atât de mult. Urma. Uh -huh. Urma uh -huh. să apară Avengers, uh -huh. primul parcă uh -huh. 2009-2010 sau uh -huh. când? 2008 a fost uh, Iron Man, uh -huh. dar era încă la Universal, adică era în perioada aia când au fost să Hulk, da, a ieșit Iron Man, aia era așa, era e, something, something, știi. Nu era uh, așa de clar misiunea cum a venit, și Nu știam că sunt toți conectați, că o să fie ceva turbat, pus că avea cred că când a apărut ăsta cred că abia vusesem Thor 1 care Thor 1 -au da, mors, aia zic, era, au era, era speranță, o, știi? era speranța, știi? Era o piață flămândă pentru ceva nou, ceva uh -huh. fain, nu uh -huh. știu. Acum o să apară după ce a apărut Avengers Endgame, Aici după ce fie. au apărut Adevărat. atâtea chestii care uh -huh. ne-au uimit, trebuie să vină uh, cu următorul pas sau să rupă o barieră, am discutat asta cred că și la mine pe live sau tot aici în podcast, uh -huh. trebuie să fie ceva revoluționar și nu poate să vină cu CGI bun. Exact. Nu ajunge. Suntem, suntem nu mai la ajunge punctul în care CGI-ul bun a fost livrat. O mai, o mai opresc eu. O mai da, da. Tu poți stai puțin pentru întuneric dacă vrei ca să te mai relaxești și tu. Poți să stau un pic pe tineric, <laughs> Dar da, am... cu siguranță asta este o realitate pe care multă lume nu vrea să înțeleagă faptul că Avatarul... Era, era era și 3 d Absolut, pe păi asta e faza, perfect storm. Si. Avatarul a venit într-un moment în care n-a avut competiție în, pe data respectivă și a livrat două chestii pe care era bankable, adică a venit și a spus uh, the best CGI ever made și the best 3D movie you've ever seen. Da, și, 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 și era o chestie și... unde oamenii nu prea erau deschiși sau nu prea înțelegeau ce este de fapt, Gen, știau de green screen, uh -huh. știau de green screen, de Lord of the Rings, cu CGI nu, nu prea erau împăcați uh -huh. și știau de 3D, că nu a fost primul film 3D, uh -huh. dar, dar nu, nu au avut niciodată o experiență atâta de, nu știu, wow, chiar simt că e 3D. Nu, au, au mers la un film 3D și au văzut o săgeată care zboară spre ce erau. Am să stai 3D. Da, da, da. Sau știi că o perioadă lungă au fost 3D numai animațiile. Mm -hmm. Ice Age și astea. Um, cum mi spune? Dar ăsta au venit și au zis, Ei, uite, am astea două de care voi nu prea știți. Mm -hmm. care, un, până unde pot să le duc. Mm -hmm. Și vreau să vă arăt ce poți să faci de fapt cu ele. Așa este. Și, ok, deci așa arată ceva CGI. Lucrat cum trebuie. E faza. Exact. Și așa mai... arată ceva filmat 3D. Ai, și asta. mai e și chestia asta: că până atunci toată lumea, adică James Cameron a revoluționat o chestie și anume a revoluționat felul în care se filmează CGI-ul. că mai spus treaba asta. În general, foarte mulți regizori, mai puțin James Cameron, și cu, să zic, Alex Baldwin și cu ăsta, cum îl cheamă, care a făcut Transformers, zic că am lapsul acum. Michael Bay. Michael Bay. Așa doi au făcut ceva ce nu făcea nimeni. Toată lumea când auzea CGI, spunea, păi, să mă arăt ce pian, învârtim camera prin aer și o dăm peste cap și face aia schemele, ce pui CGI. Pe când atât Michael Bay în Transformers, cât și James Cameron în Avatar Folosește unghiuri de cameră fixă Adică el încearcă atunci când filmează Să simuleze o realitate Și prin locul, și prin locul în care a pus camera Dacă o să vedeți în Transformers Și o să vedeți și în Avatar Camera e pusă într-un loc Ca și cum ar fi un operator de cameră Nu face acele Spinning, this, that Se întoarce, se duce înapoi Mamă, să mă arăt! Nu, e totul Foarte grounded la fel și în Transformers, deși e atât de factapat tapat complet totul, o să vedeți că el când încearcă, când, când spune care are camera pusă, pe, când simulează camera pusă pe o mașină, camera, lentila va juca, iar robotul va intra, va ieși din cadru, ca și cum ar avea cameră fixă, ceea ce da. toți ceilalți nu fac, toți ceilalți au fost bang on, dacă tot am CGI, facem CGI, vărăle, dar între timp ne-am prins cu toții, între timp toată lumea face asta, Toată lumea simulează cameră fixă și-a dat seama că parte din a vinde CGI-ul către consumator este să-i ofere această cameră fixă care îl face pe el să creadă că, ai it's real, ia uite, a ieșit din cadru, când n-a putut se miște camera o dată cu el, știi? Aia e. Pff, dar everybody is doing it now. Nu mai este o chestie uh, unicitatea asta, mamă, doar la Avatarul să văd. Iar Avatarul din păcate a avut o poveste extrem de bazilară, extrem da de era... simplă știi? Oamenii distrug tot ce este frumos, natura și astea și... Și plot hole după plot hole după plot hole după plot hole, știi? Că, na, adică în lumea aia nimeni nu poate să moară, că doar îi schimbă corpul. Ia duce alt corp, face corpul nou, pac, e dat drumul mai departe. Adică, it's basic shit, știi? Paper cut, villain ăla care el e rău ca să fie rău, știi? Adică sunt multe chestii acolo care nu ar mai funcționa la fel de mult în lumea asta Uh, că moare și meu pe de pe YouTube. Mă <laughs> bucur. Uh, în lumea asta nouă, cu o mie de oameni care fac review-uri la filme, cu nitpicking de ăsta, la nivelul ăsta de nitpicking, știi, în care vezi și spui, da, dar nu, ce cu villain-ul ăsta, știi? Nu e ok. În lumea asta, Avatar, dacă s-ar lansa astăzi, n-ar mai avea niciun caz. Ar, ar, fi... ar, ar, fi unul dintre ei Exact. Ar fi un film ok. Poate că ar face și miliardul, dar n-ar face două miliarde alea de păm, cel mai bun film, the best of the best, the this and that. Nu, în niciun caz, în niciun caz. Știi? Fincher e bun pe asta, mi se pare că Fincher e cel mai bun când vine vorba de, el, el are și o chestie cu movement camera. Știi, când cineva da, 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 stă jos, da, da. Da, 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 da. ăla se ridică și merge camera după da. el, după aia, și e seamless, e atât de... Da. și sunt niște chestii că îl pune pe unul să se ridice de pe scaun în Zodiac, pe Robert Downey Jr. sau nu știu care, de vreo 50-80 de ori. Dar da, cred că, că opening-ul de la Zodiac, dacă nu mă înșel, care tot simulează un one-take, un, un master de ăsta, dar cred că la el, la, la ăsta e în care e totul CGI de fapt și au băgat nu știu câți bani da, în CGI acolo în el. și chestii și tu nu ți dai seama, e știu, știu știu, 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 Adică e, Fincher, de... la Fincher, este un tip care folosește CGI-ul nu ca main attraction, ci ca element de susținere pentru filmul, pentru povestea care o spune. E o da. diferență mare între stiluri, știi? de -aia, eu cred că avea... acum vă las, puteți să răspundeți și voi în comentarii după ce o să vedeți clipul să lăsați, să lăsați în comentarii, adică dacă voi credeți că Avatar 2 va fi acest uh, epic shit când pierd tu 1, știi? chiar sunt curios ce părere aveți, dar credeți că o să mai fie la fel de puternic ca și Avatar 1? Sunt mega curioase, chestia asta. Eu am așteptări eu, foarte joase. Eu, eu am o teorie că o să încerce din nou să break new ground cu ceva și o chestie ar fi VR-ul. Dar nu ai cum să faci. Nu, nu faci A, bani. Îl, bani. Îl, fa, îl face 360, o să se facă o sală specială unde poți să-l vezi. Este acum, se numește, este un, se lansează în luna viitoare, dacă nu mă înșel, o sală specială în state, se numește Illuminarium și spune că este The Future of Cinema and Everything else. Nu există nimic pe internet încă. Există doar un teaser de asta care îți spune What if you could go into Zimbabwe, whatever the fuck Dar nu e despre filme, e mai mult despre uh, Exploration să technology știi, Zi. Să știi că am văzut la un moment dat un anul trecut Sau nu știu când, știu că mai uitam și pe live Am văzut un fel de press release uh -huh. la, Dar nu era la noi, parcă uh -huh. Cu o tehnologie nouă de cinema Unde e un ecran în mișloc, și mai sunt două ecrane laterale. Și cumva îi dă chestia asta de te uiți în prejur. Da. Nu, știu, nu, asta teoretic ar trebui să fie ceva mult. Ar trebui să fie adic, probabil, selling pitch lor este dude, the most amazing fucking shit in the world, știi? Dar nu știu dacă o să fie. Google it, Illuminarium, o să găsiți un clip pe, pe YouTube. Este un site și câteva chestii, știi? Dar, uh, Summer Close to Atlanta, bla, bla. Mie mi se pare mult un gimmick. Nu cred că o să fie chiar atât de șmecherie pe cum îl promit ei, știi? Dar, you heard it here first, go check it out, știi? Cam asta e ideea. Tu ce ai văzut, mă sucre? În afară de recenzia pe care le-ai pus. Și adică, Luca. L-ai văzut o pe Disney+, Plus, nu? Da, căutam acum ca să-ți arăt, că voiam să fiu sigur. Uh -huh. Nu știu cât poți să vezi. Stai puțin. O să vezi. Pff. Am înțeles, Tot da, post. da. Ăsta în schimb, da, e, să știi că nu e un lucru rău neapărat ăsta, pentru că ăsta aduce... Uh, uh, uh. Da, poate fi, poate fi, poate fi. Nu e neapărat VR, știi? Adică bine, Fii el vrea să fie fel, VR. Da, e un fel de extensie. Uh, uh, uh. A, asta mi-aduc aminte. Vreau să fiu sigur dacă am văzut. Mi se pare interesant, dar în același timp pentru mine ar fi un pic inconfortabil. Asta nu sunt fine. mare fan 360. Uh -huh. Eu când. Eu mi-am luat când am avut în Galaxy Galaxy 7 și mi-am luat și eu atunci VR headset de la Samsung. Să văd și eu cum e vorba, aia, să pun pe ochi, să nu știu ce. It's like no. După aceea am vrut să-mi iau și ăsta de la HTC. Vom să-mi iau uh, headset-ul. Era 800 de euro. Și soția mea ce mi a spus, ce vrei de ziua ta, un ceas sau headset? Și am zis, un ceas. Păi <laughs> ăla, 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 să știi, cam toate astea, deși Oculus parcă a scos unul care e mult mai manageable acum, Facebook Oculus, uh -huh, dar uh -huh. până atunci, um, cam toate astea erau un pic, nu pointless, dar hustle pentru un nu foarte mult. Exact. Gen, Asta e de. ul la ce spui tu trebuie să ai un spațiu mare, o, mm -hmm. în, o sufragerie mare, mm -hmm. să-ți pui camere mm -hmm. în colțuri, să te mm -hmm. înregistreze, mm -hmm. după aia să ai nu știu ce la placă video și toate. Da, a... Deci da. e atâta hustle da. ca să te joci un joc unde bat-toba. Bat-toba da. sau un pușniște stick mm -hmm. gen... Mm -hmm. sau un demo cu rezidentivă sau mm -hmm. nu știu ce. Mm -hmm. Și am zis, it's not really worth it. Adică. O să fie. O să fie. Sunt sigur că vr nu a livrat încă. Toată lumea era ca la Bitcoin. It was gonna be amazing. The most money in the world. După aia a murit. S-a liniștit, adică nu -a, a murit. Așa a fost și cu 3D, nu știi, televizoare, 3D, toate exact, nebune, exact. E, totul, e foarte mult hype și foarte mult marketing, de să știi să te oprești puțin, să te relaxezi, să respiri, să zici, bă, ok, Azi am o știre cu Bitcoin că până la sfârșitul anului ajunge la 415.000 de euro. În timp în, ce, timp în, care, în schimb, el de o lună de zile se chine să își revină, știi, să la 30 și ceva de mii. Așa că, da, chill the fuck de an, nu vă relaxați-vă cu ele, uite, am zis Bitcoin și a dispărut sucre, am înțeles. Nu, no, n not mai thing, eu mai mult cu aia, cu câinele. <laughs> da. Și zi, ce mai ai văzut în afară de Luca? Oh, am văzut Luca, care tu l-ai văzut? Încă nu l-am văzut, dar um, nu e pentru că e pentru prima dată că nu sunt entuziasmat de un film Pixar. Oh. What is this? Micro SD. Tu tut tut 13 20. Așa, așa, până Bun. până se răcește da. camera. Da, da, da. Ca să nu stau chiar așa pe negru. <laughs> Deci, am văzut Luca, dar nu mai știu. Tu ești un mare fan Pixar sau ceva? sau nu Ești mare fan? Da, nu, eu sunt mare fan ce înseamnă. Sunt la fel de fan Marvel. Îți plac. Nu sunt la fel de mare fan Pixar cum sunt la Marvel sau la DC. Dar cam tot ce scoate Pixar mă uit. Nu cred că există lucruri făcute de Pixar sau sunt foarte puține cele pe care le-am văzut. Iar ăsta, Luca, este unul dintre cele pe care nu știu dacă o să mă uit la ele. E, Aia, fine. e, super fain. E, e, aceeași, da, da un, unii o să spună că e aceeași formulă, unii o să spună că e mesaj uh, agenda. Că da? ăștia doi. Deja am văzut niște comparații. Da, sau ce? da am văzut niște comparații cu filmul ăla, Call Name, care era tot în Italia sau Anțeles, ceva. Mă, nu putem acum, nu putem, nu putem nu Cine... fiecare doi băieți care sunt împreună sunt gay. Da. Nu? Așa funcționează, știi? Sau fiecare două fete împreună sunt gay doesn't work like that. Chiar există prieteni foarte intimi. Și există relații masculine fără nicio problemă. Chiar există relații masculine între doi bărbați de prietenie intimă la modul ăsta în care ne strângem în brațe, ne, luăm, ne sub, ne, ne dăm suport, care nu sunt gay. Da, adică, și există acest spectru de emoție foarte desăvârșit, foarte amplă, care nu înseamnă că gata, ai văzut chiar... Da, dar nu, dar și doi prieteni care sunt, ar putea ca doi prieteni să aibă un sentiment foarte puternic în unul față de celălalt, care să fie, on the, o, să, o să spui chiar, on the brink of love, dacă vrei, dar lui îi place altceva. Da, mă, da. Adică it doesn't mean you're gay. De a avea sentimente care să fie uh, profunde față de alt bărbat, știi, nu înseamnă că ești gay. Sau dacă e femeie cu femeie, înseamnă că ești lesbine apărat, știi. It doesn't mean dick shit. It just means you have feelings, <laughs> what the fuck. Înțelegi? Anyway, da, da. Ei, mă rog, mie mi-a plăcut Luca și l-am pus în aceeași categorie, gen Inside Out, Coco, Sol și Luca. Mm -hmm. Și am impresia că Pixar acum explorează foarte mult chestia asta cu regiunile de ceva timp. Gen Coco a fost cu Latino, cu Les Muertos, da, 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 sărbătoarea aia Da, și da, makes Sol a fost cu partea aia cu oamenii de culoare, cu muzica jazz sau sol, știi? Mm -hmm. Și acum asta e cu Italia. Și sunt foarte entuziasmat să aflu care e următorul. Adică uite și Brave a fost cu Scottish. Cu scoțieni nu? Uh -huh. Cu fata cu părul da, roșu. Da, da. Deci sunt destul de curios să văd care tot timpul care e următorul. Uh -huh. Și pot spune că în continuare animația sunt niște cadre din astea unde arată landmarks-uri știi și ești gen la fel ca în sol unde vezi orașul și ești gen. Asta e film. Uh -huh. Uhum. Da, dar noroc că-ți că apare după aceea în față Un, un om este care e desenat Mai carantel. diferit. Uite ce a spus Bogdan acolo Poate fi foarte foarte uh, Cum îi zice Real, adică și cred că și Pixar-ul are A-movies Pe care le promovează și Și ei știu da, 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 că S-a da, lucrat la astea pe toate fondle, să Capacele și după aceea sunt cei B-movies Pe care ei le promovează mai mult așa un fel de exerciții poate pe care le fac și angajează o echipă nouă vor să vadă ce știu băia, hai să facem o producție hai să vedem ce adică există wall Coco, Soul, Inside Out și -o mai departe, care sunt aceste bangers, știi, care ei știu că vor să le facă special pentru cinema și pentru premii. și după aia există filme gen Luca și alte chestii și Brave de asemenea și care sunt așa un fel de ah, we can do this, știi? Brave, Brave, în schimb, nu știu dacă e făcut de, de Pixar, că uite, a întrebat cineva de Raia. Raya nu e făcut de Pixar, e făcut nu, de, Raya, de Disney, Disney, Raya, la, la fel, la was fel was ca Frozen. Da, ah, da, 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 exact, 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 știi? Da, nici eu nu știu, da, știu singur, nici eu Disney deține Pixar, da, uh -huh, asta, așa, uh -huh. că de-aia e, acolo e confuză, păi cum nu, că tot Disney. Da. da, da, e ca și cum ai spune că, nu știu, Mulan, face parte din Marvel, uh -huh. că e totalul Disney. Nu, nu uh -huh. face parte. Știi? Uh -huh. Departamente. Da. Adică sunt Disney deține cu... jumătate de industrie de entertainment. Da. Și atunci Dar ar... sunt companii cu balanță și bilanț separat. Asta asta încercăm să vă spunem. Adică Marvel, când încasează banii, nu se, ei nu se duc în visteria uh, lui Pixar. Adică Pixar nu pare să bage mâna să ia bani de la Marvel. marvel toți banii se duc la Disney până la urmă. Dar în același timp, fie Disney Buena Vista, Disney Movies, ca să zic așa, sau studiourile Disney, nu bagă mâna în banii de la Marvel. Știi? Disney LLC, compania mare, finală, da? Cred că nu știu dacă e mai el, nu cred că nu mai e LLC, de fapt, LLC înseamnă Limited Liability Company. Deci Disney Inc. e compania mamă care deține tot. Dar Disney care face... Uh, să că să Disney care a făcut Frozen nu deține Marvel. Asta e ideea de bază. Da? Deci Disney care a făcut Frozen e o companie în sine, care aparține Disney Inc. Disney Inc. e compania mamă, care deține Marvel, ăla, 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 ăla și mai departe. Da? Salutare, Cristi. a fapt. Salutare tuturor, by the way, că nu m-am apucat să vă spun tuturor. Ăsta da. am văzut și am început of Vista în slide episodul L-am văzut tot. Doi. I-a intrat și recenzia, dar nu s-a... O trag mâine din nou, că nu s-a ținut ăsta, cum îi spune, sunetul. Și vorbim și de asta puțin? Nu s-a sunetul. Da, am tras tot și am pus, am dat play și îmi trimite Vlad mesaj, fratele meu, there is no sound. Adică imagine tot, no sound. Era... am, crezut că te, am crezut că te refer la ce s-a întâmplat și la Loki. s-a întâmplat și la Loki, dar bine, la Loki am tras, după am venit ieri cu Pati, deci filmarea cu Pati a fost de 16 minute. Și voi ați văzut 6 minute. Înțelegi? Deci a tras Pati aici în mine. Veneau, se urca în brațe, mai mergea puțin, mai venea tati, am, pot să le spun și eu ceva oamenilor de pe canal și-o da tati și, și mai împucai, mai, mai la microfon. eu vreau să vorbesc acolo sus, da tati, vorbește acolo sus. A fost foarte, dar am zis că nu mai pot să fac treaba asta. Nu mai pot să fac. Nu. Niciodată. Doar dacă îl chem pe Vlad la studio, special ca să stea cu pati 10 minute, să se joace pe aici și după aia pot să trag ceva. Dar așa nu. Deci nu. Eu am crezut că o să iasă, că o să fie ok. Nu. De rest nu o fac in Nu, nu, Nu e ce trebuie. Dar anyway, ca să mă întorc la Mera Vistown, am tras recenzia. fără spoilere. Da, fără că spoiler. na, eu nu l-am terminat și nici nu e ce episod urmează trei care are o, o oră și e un serial din ăsta care are o oră pe episod da. și atunci îmi place să mă, să mă bucur de el și na, pe scurt, atât de... Pe scurt, merită văzut. E cu siguranță o producție foarte bună. O să descoperiți că este făcută de același tip care a făcut uh, uh, The Way Back, ăla cu Ben Affleck și odată okay. ce, și când îți spun asta și încep să vezi scenele din „The Way Back, realizez că cinematografia este basically, e aceeași. Știi? Am, adică... am crezut, am crezut, că o să zici, a, același care a mai făcut alte proiecte la HBO că seamănă foarte mult pe chestii gen Outsider, uh, I know this matches Da, da, acum Se după, seamănă, ce, după a... ce o să te uiți, dacă te uiți la Way Back la trailer acum, și te uiți la uh, Meravista, o să fie unul la unul. Știi? Baltimore vibe, bine, e în Pennsylvania, știi? Da. Da, e vibe-ul de suburbie, drădăm drădăm. Care foarte multe, Ben Affleck joacă multe dintre ele, by the way, și asta e ciudat, știi? Și Casey află cu ăla, filmul lui, care a jucat Oscar. Da, în fine. By the sea. da. Ideea este că filmul, adică serialul, are șapte episoade, ceea ce înseamnă că nu e lungit. Uh, are, de, Pentru ce nu s-a uitat la Merevist uh, sunt uh, Practic sunt vreo trei povești în el. Una dintre povești se bazează pe ea, pe character-stadiul ei. Singura chestie care pot să vă spun este foarte bun, arată foarte bine, dar la un moment dat se pare că toate. dar toți okay. criminalii din lume sunt în East Town. Okay. dar toți! Știi, adică încep, se, încep serialul cu. Ah, this uh, backwater town, știi, în care nu se întâmplă niciodată nimic, și la episodul 6 ești. Bă, ești nebun. <laughs> băi, ești prost, băi, ești nebun. <laughs> ok. <laughs> adică, Ok. Asta singura e singura chestie. Mai entuziasmat acum da. Că, na, dar, mie, mie, mi mi a părut că merge pe o direcție genul detective outsider, avem o chestie pe care trebuie să o urmărim sau mind hunter sau ceva, știi? Uh -uh -uh. Și eram ok. Este de la un um... Este de la un moment dat calcă puțin acelerația, știi? Adică merge așa încet și groovy și tot și smooth. Și la spune, ok, fac, Și ești, <laughs> what the fuck just happened? Ai drumul normal, încet, prin oraș, până ajungi pe autostradă. Bun. Da, 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 Atenție, nu e nimic rău în chestia asta, dar, pf, că vorbeam noi de producție HBO și așa mai departe, nu l-aș pune în A-list, l-aș pune în B-list. Știi? Stai să vezi finalul, stai să vezi tot. O, o să văd. Până, până acum lovește cam tot ce mă aștept eu să fie. Numai uh -huh. că, în ultimul timp, coșul de la HBO e plin de din da, da, astea. Da, da, da. Asta Undoing ăla cu... Cum îl cheamă, mă? Ah, ăsta din Gentleman. Richard Gere? Nu mai știu. Nu. Undoing. E cu Nicole Kidman, cred că, și cu încă unul. Sam el și ea pe pe. Tu de Matthew McConaughey? Nu, nu, nu. Nu, nu Matthew Vai, nu, nu știu. Trebuie, trebuie să mai caut mai nervează. Caut. Eu propun și eu să apăsați butonul de like dacă tu sunteți aici. Până caută sucre ceva interesant. Ce scuze pentru noastră? Nicole, Nicol Kidman și Hugh Grant. Ah, Hugh Grant, ok. La țară posterul sigur îl știi că mai întreba oamenii. Uh că -huh. Richard Grant. <laughs> Așa, The Undoing, da, 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 filmul ăsta, mm -hmm, mm -hmm. bun și ăsta. Dar de la fel, nu e neapărat pe avenue meu pentru că e divorț, drama, the problem with him, her. Mă gândeam la Richard Gere. Yeah, da, da, da. E, și multe oameni de la Perry Mason, la Undoing, cam. la Outsider, la... Cam Nordic tot ce... Asta e faza, tot ce scot ei pe... Ca și când el comunică intens, de obicei, Înseamnă că s-a lucrat mult la scenariu, față de un serial Netflix care este A to B, știi, more or less, și cu production value care uneori seamănă la liceu, și ăsta e adevărat, știi, Doamne ferește. La HBO, când scot băieții ăștia, când scot ceva, n-ai cum să nu zici, da, tati, good stuff. e she... și... Și chestiile astea unde vezi niște nume acolo, știi, cum ai zis mai înainte, Hugh Grant, Nicole Kidman, da, poate nu sunt actorii tăi preferați, mm -hmm. mie îmi place Hugh Grant, mm -hmm. dar și acum în asta Mare of sau o vezi pe Kate Winslet și alții, în I know this, much, this, I know this Much Is True îl vezi mm -hmm. pe Mark Ruffalo. Nu. <laughs> <laughs> și sunt niște chestii, primăie să-mi actorul la mișto. Deci uh -huh. sunt niște chestii, pe lângă faptul că actorii ăștia mari care fac un serial, e un pic de validare că ok, HBO nu se joacă aici de o luat pe ăștia uh -huh. mari, înseamnă că le-au dat și buget să facă ca lumea treabă, s-au uh -huh. ocupat și de un DOP care să facă să uh -huh. arate totul uh -huh. frumos, uh -huh. în timp ce la Netflix te uiți și este uh, Aramina Carmel. <laughs> da, da, da. Și uh, noul actor impresionant pe care l-ați văzut în alt serial da. de la Netflix, uh -huh. uh, Michael Bosmag. Exact. Și, așa, cine așa. să știa? Da. Ai, ai, că nu contează, totuși, să fie actorii cunoscuți, nu? Asta e de multă da, Nu despre asta Corect. Da, că uite, Breaking Bad, ăsta la altul, cum îl cheamă, care era am la Heisenberg. Uh -huh. Nu cred că era. El e un actor de era mult bun. Dinainte, da. Da, dinainte de Breaking Bad, uh -huh. dar nu era cel mai popular, Așa dar este. a bubuit pentru că a fost nebun în Breaking Bad, uh -huh. știi? Uh -huh. Michael C. în Dexter, nu era cel mai popular înainte de Dexter. Și nici nu -a, a avut a fost în... olivari, după ba, neapărat. A, a fost în sex Feet Under de la uh -huh. HBO, uh -huh. dar acolo era un ensemble cast mai uh -huh. mult și uh -huh. el era unul dintre. Deci... Uh -huh. uh, da, poți să spun că atunci când HBO face o chestie și îți mai prezintă și un actor cât de cât uh, pe care îți este familiar și în care ai încredere și după aia spune, bă, să știi că exact. povestea nu e scrisă Asta pe un azi, notepad uh -huh. într-o pauză uh -huh, dintre uh -huh. alte seriale, știi? Uh -huh. Ești ok, am încredere. Da. Asta e. într adevăr. Uh, da. Mero Viston. e pe HBO și o să-l termin și eu cred că o să-i fac și un review sau ce puțin știu sigur că o să mai discut despre ea, uh -huh, clar, uh -huh. printre altele de la HBO, cum fac de obicei. Și ce am, am mai văzut ceva? Uite că tot vorbeai de Netflix, pregătesc acum un clip bombă. Grenadă. Grenada asta mai să zic. E cumva o explozie de grenadă. Aici, la mare, detonez știrea. Hai să detonăm știrea, hai. Vreau să o auzim aici. Hai, detonează. Am văzut, n-am mai zis asta până, am mai zis-o la mine pe live, am văzut serialul popular și minunat, spaniol, Who Killed Sara. Cu cine? Cine a omorât-o pe Sara. Cine a făcut ce? Păi unul a omorât-o pe Sara. Pe Sara? Pe Sara. Sara pe deal? Pe Sorina, pe nu, Silvia, nu știu. Sara? Oh, păi ce a făcut Sara de a, -a merita să moară? s o dat cu parașuta <laughs> Ce era <laughs> cu parașuta și cineva i-a tăiat coarda Că, Și o, și au căzut în apă și au murit. Nu râd, dar mă rog, -o mea e un super fain. Deci, oh, într -o... Într -o... deci mi-am pierdut uh, Știi, am tot zis că vreau să fac tipul ăla de clip, uh, cum am mai văzut și pe dincolo, Extended Commentary, mm -hmm. nu Reveu. Una e Reveu, recența da. la cal și una e Extended Commentary, unde mm -hmm. începi să scrii la fiecare episod sau mm -hmm. fiecare secvență din film, că se face și la filme cum face Stuckman, Hilaria City Review. Și am zis, mă știi ceva, hai să o fac, să văd dacă merge asta în România. Dar hai să fac și că trebuie să faci cu ceva popular, nu neapărat. Uite, păi, vine, facem, știi ce vreau să facem? Când apare asta Casa de Papel, sezonul 17. Hai de l-am pregătit deja. Deci acolo vreau să facem, vreau să eu stăm, te... vreau să stăm ne uităm. Eu numai, -am văzut, deci eu nu, nu, mai știu, ce, nu știu nimic despre serialul ăsta, dar eu vreau Foarte să de. fac comentarii despre... Vreau să mă uit, să spun, this is an amazing piece of artwork. Ia uite, a căzut, iar ne suntem sabotați aici. Doar pentru simplu fapt că am zis, înțelegi, pam, casa de pupel aici. Așa. Deci, stai pe. Zi. Ce am, ce am, făcut am, are 10 episoade și am stat pentru fiecare episod și am scris fiecare, am scris notițe pentru fiecare chestie pe care am văzut-o eu notabilă. Uh -huh. După ce am luat toate notițele și le-am transformat într-un clip. Și am filmat asta ieri sau la și astăzi am făcut primul cut la în care tai bucată cu bucată uh -huh. și plănuiesc să-l scot vineri, dar nu că este un plug sau ceva. Oamenii care sunt membrii uh -huh. o să primească mai devreme. Mm. Membrii ori pe cafea, ori pe. Tasty. youtube, este. Da, o să-l primească mai devreme. Iese aproape 20 de minute, dar serialul este perfect, Marius. Uh -huh. Super, nu? Este ceva perfect. top, nu? E, ceva frumos e a e de afară. Ce -a mai, e, <laughs> da, de la noi din Europa. <laughs> Este, cum îi spune, e acel serial pe care HBO și-l dorește, dar n-a apucat să-l prindă. Am înțeles despre ce e vorba. E deci ceva încă, tot... încă suntem bine, încă avem noroc că nu l-a prins HBO. Da, noroc că nu l-a prins Ei, ăștia. Tu, Clar, tu nu făceau, știi nimic de el, așa e? Nu, nu l-am auzit de el niciodată. Dar bine, nici în nici top acolo nu ai mai văzut-o pe una în bikini galben nu... și era pe port. Știi care e faza? Și acum o spun cu toată stima și respectul și doar știi că nu am un bias pentru HBO sau pentru Netflix. sau Și voi trebuie trebui să știți asta de acum. Um, nu nu m-am uitat la nimic pe Netflix În afară de uh, Rurin Kenshin ăsta La care, la care am dor acum Dar n-am o producție, un serial Netflix la care să mă uit în momentul de față Mă uit la film, mă la documentare Am început și seria cu The Human Body Nu mi-a plăcut extraordinar de mult Eu sunt în documentare Adică deschid Netflix-ul Dar nu intru să văd pop -e Populare ci intru aproape targetat. Și Netflix acum mi-a servit că Rory în Kenshin ăsta mi a servit, mi -a servit uh, din cauza că am văzut acest uh, Blade of the Immortal, știi? Și a zis că, bă, dar n-ai vrea tu să și în, în backtrack-ul meu, mai știi cum am uitat și la bleach ăla și m l-a băgat și pe ăsta așa pe primul loc acolo. Și că, ia uite mă, hai mă să văd, dacă tot am auzit de el, dă că mă uit la el. Dar nu am un momentul de față, nu am uitat la Lucifer sezonul 20 sau cât e acum, așa, știu, da, îmi pare rău, nu, e adevărat, na. Ai mai ce să fac declarațiile astea, mă, că -mi -și piața, Ronaldo, calme. Da, da, da. Bine, acum vreau să vă dau un drop așa de knowledge, dacă vreți. Ronaldo își vinde apartamentul din Trump Tower și o să piardă 8 milioane de euro pe el. Dar de ce nu știi asta? De ce? Nu, nu avem Trump Tower în România, da, dar acolo avem. Da, nu, Can ceva relate. important. Ale 8 Can relate. M-am uitat la Lupin, la ăsta care a fost acum. Uh... Legi și eu să stau să mă uit la ceva pe Netflix că mă interesează. De exemplu, eu m-am uitat pe Netflix la, la, la Alu Fincher, The Game, ce am vorbit despre el. Uh -huh. M-am uitat tot acolo la Donny Brasco, că era acolo și mi l-a livrat. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Astea nu sunt făcute de Netflix, acolo. Da, știi? exact. Sunt doar și... produse care sunt livrate de către Netflix, știi? Da, și în afară de astea chestiile gen unde am zis, ok, hai că o să fac un reveal, o să vorbesc despre asta, cum ar fi uh -huh. Tooth sau Lupon. Dar, în afară de ele, eu legit eu nu prea mai deschid Netflix-ul. Nu, eu îl deschid, repet, îl deschid, doar că în momentul de față Netflix-ul nu publică nimic care să fie pe Avenue 1. Da, mă uit, văd, a, ok și... Da. Na. Asta când, e, cu siguranță, când o să apară Witcher din nou, adică eu nu mi-opresc abonamentul doar pentru că nu e, uh, și mai prin și alte filme, ocazional. acum am văzut că uh, promovează intens Blade runner ceea ce e foarte bine. Adică sunt în continuare găsești filme pe Netflix, ea adaugă 40 de titluri în fiecare lună, trebuie doar să ai tu cheful și nu știu ce și așa mai departe. Doar că la mine, exemplu, acum aseară mi-a venit un chef nebun să mă uit Ultimul Mohican nu știu câți dintre voi știți minte filmul, e 96 dacă nu mă înșel și e un film extraordinar de bun, am citit și cartea la Eram Puști și mi s-a părut mereu un film fantastic de bun, mai ales pentru epoca lui. Pentru cine apreciază aceste historic biopics, cum a fost și Braveheart, de exemplu, știi? La fel, te uiți la acest The Last Mohican, The Last of the Mohicans, și e incredibil de bun. Adică e un film care în continuare stă în picioare. Nu este the best. Știi? Nu, nu ai Iar e un film care azi nu s-ar mai face. Un film care azi poate l-ai vedea pe Netflix și atât. Că și Netflix-ul ăsta are rolul lui, știi? Dacă, dacă e să luăm așa, că am ajuns, cred că, la punctul ăsta în care H... dacă vrei să ai faci o miniserie pizdoasă, te duci la HBO. Și oamenii ăștia o să-ți facă o miniserie sau un serial, ceva de te Rămâi în limbă, rămâi lemn. Dar dacă vrei să faci un film, mult mai mari șansele se duce la Netflix. Ah, clar, clar la Netflix. Deci, clar. dacă vrei să faci un film, cam bați la ușa la Netflix sau la Amazon. Dar la Netflix, în general, bați la ușă și băieții, da, și ăștia... ci... Și m, dacă vrei să faci mai multe chestii experimentale. Absolut. Mai mult. De, la, de la observ câte anime, desene, da. uh, Love the Robos, de robots ce Trebuie să, conșt de de să fii conștient de asemenea că ar putea să faci un singur sezon din ceea ce faci, să ar putea să rămână înghețat. A, da. Acum, un exemplu, cu Tribes of Europa n-au spus nimic încă, dar cred că o să mai facă un sezon și dacă sezonul ăsta nu merge la fel de bine, îi dă capac, îl lasă acolo. Da. Știi? La fel cum am făcut cu ăsta cu... Uh, Jupiter's Legacy, în care practic la două săptămâni după ce l-au publicat au spus ok, we're done, no longer doing this. Și au luat altă licență pentru altceva. Exact, exact, exact. Adică, no, da, asta spun no, că... Au, în acest zi au anunțat cancel lui asta ca să băgăm asta. Uh -huh, așa, uh -huh. au fost. Da, 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 Adică sunt atât de multe proiecte... Da, la, la, Apple, la Apple nu se duce nimeni ca acolo... -i, a, Apple mi se pare cel mai închis la Apple, ei, cred are. că te sună ei nu nu-i sunt tu pe ei, știi? la da. Apple e un fel de, da. băi, vreau să lucrez cu Brian de Palma, ah, sunați-l Brian, ai vreun proiect pe țeavă pe care, la care vrei să lucrezi? Da hai să vorbim despre el și îți dai seama la asta pentru că vezi ce titluri ies adică Apple se uită și zice bă, ne trebuie ceva, nu știu fă ceva cu Chris Evans ăsta că e big în uh -huh. Avengers acum, dar uh -huh. ceva ce nu e pe linia lui, ceva cu Crimă Mm -hmm. stai că e cartea da. asta defending da, Jacob da, ce da, o ai da. tu pe piro ah, ia sună și pe actor și pe ăsta și pe ăsta și hai că facem serial mm -hmm. că te uiți un pic adică numai ce au băgat iar un trailer cu un film sau serial ceva cu Will Ferrell și cu cu poradă asta dar au băgat acum se, sezonul 2 din si care o este o valoare în... de producție cred că e triplă da. față de primul deci. sezon îi, îi, acum uh, m-am uitat pe live, gen de fiecare dată dar, când apar un trailer de la Apple, toată lumea e, nu avem Apple. Dar, chiar, nu avem, chiar dacă am iPhone, n-am Apple de da. da. Și e gen, dar arată, mă uit la trailere pentru că arată, bom, este unul Invasion. E o combinație de Rival cu Independence Day, extraterestri care invază, știa, Și, și Sense 8, dacă mai ții minte de pe Netflix, unde erau mai multe... Și Looking good fuck. adică stai un pic. Nu poți să le contești, categoric. Și acolo, e, iar vorbim de astea două entități își doresc exclusiv calitate. HBO și Apple. Netflix-ul este un purveier fan. și dacă, Doamne ajută, ești în stare să livrezi un produs tu ca producători, știi? Dacă tu ești în stare să produci ceva cu leanu, noi te ajutăm să-l faci. Dar da. nu veni la noi ca și casă de producție. Adică nu veni să te să... Uh, cred că au și un quality control acolo până la urmă, doamne ferește. Oh, da, oh, da. Dar nu cred că se opune atât de mult uh, creației tale. Pe când la HBO sunt sigur de asta, chiar citind cartea asta cu uh, Farke Farken la Dragon, că fiecare chestie pe care făceau ăștia în serial, în timpul sezoane cel puțin, era mega scrutinized, trecută prin toate căcatele, deci fiecare linie, bă, e, nu e, fă aia, fă aia, fă aia, știi? Ceea ce plus, e. Plus că trebuie să te gândești că e HBO încă ești și televiziune. Chiar dacă e premium și ă, lasă unele chestii mai ușor, Netflix chiar își permite să pună orice. Absolut, fără, absolut. Și absolut. Orice. Pentru că sunt și foarte popular și există și o, o gamă atât de variată de oameni pe el până la urmă, știi. Că asta e, cred că ce lipsește în lui lui HBO, asta e, de fapt. Această uh, popularitate debordantă, știi, e și din cauza felului în care ei și-au creat conținutul și au avut o atitudine puțin mai elitistă față de, de, toți ceilalți. Asta nu înseamnă că pe HBO, chiar, asta nu înseamnă că pe HBO nu găsești chestii care să fie random fan. Găsești o grămadă și pe HBO. Nu e o problemă. Dar niciun caz nu o să găsești pe HBO Taghijdan Baraboi, Marle Sultan sau uh, Esperada Ola Parasuta. Aia nu, asta nu sunt. El, el inocente. Sunt. El inocente, da, înțelegi? Deci nu pe aici eu nu o să găsești chestia asta. De ce? Pentru că există această chestie. Știi, e, știi cum e, mă? Câteva ceva mai mai devreme. Cred că există un, această etică. Știi? Există o etică. Un cod. De să știi? Cât de... What is the lowest of the low we can go to? Știi? De aici mai jos... I am sorry. Și, și mi se pare că Amazon e cumva in the middle. Da, 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 gen, exact. Unele sunt ce dracu e asta și ce caut aici și unele a mm -hmm. bă, cineva a fost atent Tales from the Loop, mm -hmm. uh, Hunters, sunt unele chestiuni de the boys, ok, mm -hmm. ați lăsat și mână liberă, dar mm -hmm. e și o mână creativă, unele sunt hit-or-miss, evident, da, uh, da, da, Ryan, da. iar e bun, mm -hmm. dar... Am impresia că la Amazon o să se schimbe dacă ei văd că bă stai un pic că noi am făcut ceva aici. Gen, uh -huh. Dacă iese ăla cu Lord of the Rings da. ce e gen a vrem din nou asta. Că și la HBO a fost cu Game of Thrones. Este oh, 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 mai vrem asta sau True Detective. Uh -huh. E mai greu să facem că un Game of Thrones dar e mai ușor să facem că un True Detective. De aia avem atâtea povești acum True Crime știi. Uh -huh. Um, și la Amazon odată ce o să apară asta cu Lord of the Rings sau ăla cu Wheel of Time o să vezi că se schimbă un pic atitudinea și la ei și o să fie bine mai vremea asta o să vedem sună-l sună pe nebunul ăla să vedem cu turnul ăla întunecat ce putem să ah. facem îți <laughs> zic dacă da, nu stai... l-au făcut pentru că nu le-a plăcut adică acolo au fost și ei, au fost hardliners și au zis bă nu e ce trebuie stop, știi, cam asta e faza nu e ce trebuie, la așa dacă sunt că întrebarea este bună a lui Alex și Disney Plus unde e? Disney Plus, Disney nu? Plus e... mi se pare că are o audiență lor care da e foarte mare. Uh -huh. Dar eu o, o audiența lor. Uh -huh. Nu lovește atât de mult în tot ex exterior. Da, Avengers este cel mai bine vândut film ever. toată lumea știe. Diferența bine. dintre uh, Disney Plus și restul. Nu? este că la Disney Plus uh, ei au poveștile și te cheamă pe tine să lucrezi la ele. Pe când la ăștia la toți, tu ai poveștile și vezi dacă poți să lucrezi cu ei. Adică cu Netflix, cu HBO sau cu Amazon. Pe când la Disney nu vine nimeni cu povești de afară. Ei au poveste sau au personajele și te cheamă pe tine să lucrezi pe ele. Și îți spun așa, uite, vrem să facem un film cu Thor sau un serial cu Thor. <f> Bun. Acum, dragul meu, a de treabă. Știi? Și da. probabil quality control controlului e, e la fel sau mai agresiv ca cel de la Apple. E, cred că e cel mai înțelegi, Adică nu faci acolo, nimic fără acolo, să Da, acolo e. vorbim și de cenzură, de uh -huh, family friendly, uh -huh. de brand awareness. Ei ești, ești cunosc acela. foarte bine personajele față de toți ceilalți, ca vis-a-vis de controversa cu știi controversa cu Batman și cu cu nu? Da, nu, Cu, da. cu Harley okay. Quinn. E mare controversă acum că dacă Batman practică sex oral sau nu practică sex oral, bă, dacă oferă sex oral. Asta a a, 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 a interesat pe mine. Da, e o problemă foarte gravă. Să-i spun și lui Ionuț aici, Ionuț să salutare, un travel vlog, să avem la invitat la podcast. Da, pe cine ți vrea? Să-l chem pe Backpack Your Life? Că el probabil e cel mai mare de la noi. Și cred că se uita, cel puțin pe vremea lui Game of Thrones, se uita, cred că era, se uita intens și la, la canal. Ar putea să-l chem. E prieten foarte bun cu Tauru, Tauru Bulzai, Tauru dacă îi spun să-l dea un telefon, îi dă, deci nu e problemă. Ok, hai că vorbim și cu Backpacker Live să vină, că tot pleacă prin țările astea, acum mai prin Tanzania, pe unde el, nu Tanzania, unde e, în Rwanda. It's fucking madness. Dar da, ok, mersi chiar o să și mersi de două beri. <laughs> Dar ca să mă întorc la, uh, la Disney+, Plus, uitați-vă la Disney+, Plus. Uh, în contextul ăsta în care vreți să vedeți poveștile Super controlate. Adică la Disney Plus o să aveți mereu francizele astea și poveștile astea incluse în francize. Foarte rar, o cred că pf, sunt curios de fapt. Când vom avea un Disney Plus original show? Adică new, completely something totally different. Nu cred că o să-l vedeți în. Uh, uh, uite pe tauri, acolo încet. <laughs> Deci, da. S-au făcut uh, chestii Disney, dar Disney pentru copii. Uh -huh, uh -huh. Nu Disney, Marvel, gen au încercat și au. Bine, erau tot vechi IP, gen Mighty Dax uh -huh. sau chestii uh -huh. de au, au refăcut chestii uh -huh. de gen, nu știi, exact, sau, exact, exact. Doamna exact. și Vagabontul, deci au, au făcut câte ceva. Dar nu au produs neapărat, ci momentan eu încă văd Recycle Stuff sau Marvel Stuff sau Star Wars Stuff. Știi? Este e cel mai, cum îi spune, ei trebuie să se asigure că atunci când produc ceva, acel ceva este publicat și scoate bani. Și cum face asta? Cred, Având fani, deja. Cred că partea um, originală, dacă vreau să vină mai mult pe partea de la Fox că și ei au anunțat că o să facă... Când a fost conferința aia, s că m am uitat la toată aia cu investitorii uh -huh. și Fox era acolo cu uh -huh. departamentul de seriale și au zis că o să facă câteva proprietăți unde și eu eram ok. Mă bucur că nu e Disney asta, e uh -huh. departamentul ăsta. Deci, cred că pe partea aia mai mult. Că Disney în continuare o să o țină un pic mai safe. P Disney mai... plus da. Poate pe Hulu o să începem să vedem E lui tot Fox Da, pe asta A, e. Doar acolo ce dar... o să mai Acolo poate să mai vedem Ocazional un dăsta Un, my un tell, Exact uh, O chestie, ceva Dar un Disney Plus Este un Disney Plus e un Cub perfect Deja e șlefuit Știu ei ce au de făcut Nobody gets in Nobody gets out This is what we do Știi? Ceea ce din nou Business wise Nu ai cum să-i condam Pe oamenii ăștia Pentru că well, It works Exact Poate să, între timp, în timp ce toți ceilalți se bat să vadă ce seriale poate să facă, ei vin și Ai ieșit pe numărul 1, ai ieșit pe numărul 1, ai ieșit pe numărul 1, ai ieșit pe numărul 1 Și atunci, cum poți tu să vii să-i spui Let me teach you how to do this No, 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 no. Te învățăm noi dacă vrei neapărat Dar îți niște francize cu cohone magice Ăsta e adevărul, de fapt și de drept, știi? Îți niște francize care să fie mega puternice, că altfel e greu să faci, ace... e greu să ai acești fani care au cumpărat deja franciza. Asta e faza. Știi? Netflix, eu, uite, pe partea de supereroi, dacă vrei, eu nu mai văd la Netflix niciun boom. Deci, cum am fost cu Daredevil, uh -huh. Punisher, tot ecosistemul, tot, tot universul uh -huh. ăla, uh -huh. N-au mai reușit de atunci. Din punctul meu de vedere. Bine, este se ce, ce vor să facă acum, vor să facă cu Witcher, cu tipa asta, mini-producția da, asta. E, da, cu. Asta. Și se vede când e o franciză cunoscută A, și ala. o activez, Este ultra important. Ve. Este mega important. Că dacă ai o franciză, oamenii după aceea generează income și exterior. Adică tu faci bani și vând da, vând, da, da, da. Așa vând. sunt bani pe Marci care tot to tu îi încasezi. Și tu încasându-i, da. poți să faci din nou, să faci mai mult și mai mult și mai mult. Apropo, când întreba ceva mai devreme ce ai despre ce se prezintă acum de la Witcher, n-am nicio reacție momentan, pentru că acele, acel slideshow pe care ne-l arată, e un slideshow, nici măcar nu poți să-i spui teaser. Sunt 35 sau 120 de fotograme rulate unul după altul. Și eu acum ce ar trebui să fac? Să stau, să dau skip, pauză la fiecare, să analizez cadru cu cadru. Nu e încă Game of Thrones, Witcher. Adică nu suntem acolo unde poți să, la Game of Thrones, când apărea un trailer, știam că e făcut special ca să vândă un bul și un mesaj, ce era în afară sezonul 8, unde a fost totul random, știi? Dar în rest, totul era mingălos, decis, în așa fel încât să spună și la o poveste. Pe când acum la Witcher, ei poate au vrut să facă chestia asta. Deci, nu necă, poate ei chiar vor să spună, dar nu s-a atât de investit în Witcher, știi? Sunt ok, let's do it, come on, hai. Din ce cauză? Din cauza că regretabilul dragon din sezonul 1. Ăsta e adevărul. Acum, de ce să ne regretabilul dragon care a venit și ne-a spus, ce ai făcut Bobby? Ce e mă cu șopârlică asta? Va da șopârlă. Adică, na, acum e clar că arată mai bine. M-am uitat la ce am văzut, așa fugitiv de tot l-am văzut. Fa, știi, am zis că ok, ok. Hai să vedem, hai să vă primele două episoade și după aceea fac și 15 clipuri despre el. Dar să aibă sens, știi? Că asta e chestia. de mi-e frică cu Lord of the Rings la Amazon. Singura mea frică asta este și mi îmi pare foarte, foarte rău că nu e la uh, Warner, că nu e la HBO. Știi? Îmi pare, adică, dar aici eu a mizat pe faptul că, fratele meu, avem Game of Thrones și marșăm pe asta. Adică ăsta e our future spin fantasy. spin off spin off spin off hmm? spin off cu Game of da, Thrones. Da, da, aia da. Aia da. Aia. Adică e acolo, îi speră să facă suficient de multe. Acum, Doamne, ajută să iasă acest House of the Dragon, dar e tare e greu să iasă, să reîmbrățișeze The Lightning in a Battle, care a fost Game of Thrones, știi? Nu înseamnă că nu se poate. E posibil ca oamenii să vină în hordes and droves, dar vom vedea dacă o fi, dacă nu o fi, cum o fi, ce o fi. We'll see. Și dacă tot am vorbit de atâtea streaming services și Disney, uh -huh. cu, Loki, Stai cu Loki? așa că mai sunt două chestii pe care vreau să le spun ce am văzut. Am fost acum un weekend la festivalul de film central european organizat de un tip, îl cheamă Marian Mario, El e producător de film și am vorbit, o să vină și într-un podcast, am vorbit despre ce înseamnă să faci film în România, multe chestii, cât de complicat e, de ce e complicat, care e situația, unele chestii pot să poată să le spună pe cameră, altele nu o să poată să le spună pe cameră. Să so faci să sei că ce v-am spus de-a lungul anilor, în mare majoritate e adevărat, adică chiar dacă nu eram investit în business-ul dar cunoscând parte de business, și uitându-te la marcare, îți dai seama unde sunt adevărurile, știi? Declarativ e un lucru, adevărul e altul. Dar nu despre asta e vorba. Am văzut două producții, în schimb, românești. Uh, unul se numea, și nu o să spun o prostie, vă duți, uite puțin pe internet, tu te rog, ca să nu cu telefonul în mână. Cum s-a numit filmul făcut după cartea de Ana Blandiana, la pe care l-am văzut sâmbătă, cu, uh, cu debarcările din Bărăgan. Debarcări, ați înțeles. Ce? Deportările. Deportările, da. Chartable. You're hiring. Și ce trebuie să-ți fac? Caută film după... Film după... MMS s- a numit festivalul de film central european. Așa. Uh -huh. Așa, și ieri am văzut un documentar numit Împărăteasa Roșie despre Ana Paucăr, care este o, o figură foarte importantă a comunismului român după Războiul Mondial. O, o tipă despre care lumea nu știe nimic. El documentarul are 45 de minute. Îl găsiți, cred că, și pe internet dacă îl căutați. Se numește Împărăteasa Roșie. Și e vorba despre ce s-a întâmplat cu comunismul începând cu 1921 și cu această tipă, Ana Paucăr, care ea a fost, făcea parte din acest hardcore, după care cu Gheorghe Gheorghiu Dej, cum s-a ajuns în anii 50 la deportări, la, ce, la, colectivizare, foarte multe chestii foarte interesante pe care trebuie să le vedeți și pentru a înțelege contextul istoric și pentru a înțelege... Uh... Foarte rar un documentar. Ah, în filmul a, filmul se numește și atunci este libertatea? Ia vezi puțin blăduț. Dacă așa s-a numit. Și atunci ce este libertatea. Ca așa a început uh... Sau ce este libertate, vezi dacă e cumva. Anyway, filmul ăsta cu... Aia, și da. Atunci ce e și atunci da. ce e libertate? Deci, anyway, ăsta cu Ana Pauker, de văzut, neapărat, am spus că i-am spus și lui Vad că trebuie să facem o serie pe încă ceva de astfel de documentare istorice publicate în medii de astea care nu sunt uh, culean, știi? Sunt făcute de unei ATC, de TVR, adică nu sunt pentru publicul A, larg. Așa. Sau mai mult pentru informare, dacă erau și în perioada aia, nu. Lumea nu se interesează de ele, pentru că spune: Ce mă doare bine în de ce a făcut regizorul, nu știu, care se numește Împărăteasa Roșie, da, asta despre care vorbesc acum. Dar, de fapt, sunt niște perioade, sunt niște documentari foarte importante, pentru că prezintă imagini de arhivă, prezintă discurs politic. Ca să vezi, de fapt, cum discursul politic, de acest bipartizanat din anii 30, 39, 38, seamănă foarte mult cu ce vedem acum. Adică această stângă foarte vehementă, această dreaptă foarte vehementă, știi? Și cum se ajunge la, un, la război și la discuții aberante din cauza că niște proști nu vor să se modereze, știi? Cam asta e faza. Dar e foarte important să le vedeți ca să înțelegeți de fapt ce drept toată povestea asta, știi? Și să, să ne calmăm cu toții puțin de mie nu-mi placă ăștia de pe stânga versus mie îmi plac ăștia de pe dreapta. Și ăla pe care l-am văzut și atunci și este libertatea despre uh, deportările din Bărăgan, un film cu destul de multă licență artistică, adică întâmplările prezentate în film nu sunt chiar reale, să zicem așa. E vorba despre deportările din 1951, dacă nu mă înșel, acum am vreau să spun un bullshit, în care practic o parte din. de acolo de la tine, din Banat, toată partea aia care era legată. Deci, da, to aici. Aici? Toată partea din Serbia, da? Toată, toată granița cu Serbia. Poile Herculane, că da, din Herculane. Uh, au venit, i-au împachetat pe toți. În film spune că în două ore, în realitate au fost într-o noapte. I-au pus, le-au spus la mine, bă, luați-vă ce aveți nevoie ca să trăiți. Animale, doi, aveau voi parcă doi porci, două vaci, un cal, uh, nu știu câte găini, o capră și mai departe. Aveau voi să destul de multe chestii. În film, în film arată că i-a luat așa, cu japca, știi? Pe două picioare, ia o valiză la tine. Peste noapte, dar am mai da, uzatat. dar ideea este că niște familii de oameni au fost luate dintr-o zonă care era considerată potențială zonă de război, știi, unde trebuiau, dacă era nevoie să înceapă bine războiul, trebuia curățată zona aia. Și au profitat și de ocazia că acolo erau multe familii de maghiari, de nemți, de, uh, cum îi spune, de dizidenți, ca să zicem, de oameni care nu erau, erau de acord cu regimul, știi. Da. Și au luat pe toți și au transportat în Bărăgan. În care Bărăganul este undeva la limita Dobrogei cu Muntenia. Și perspectiva cei a, a are care, perspectiva care au fost a duși acolo. Imigranți. Da. Emigran. a deportaților. Da. Și filmul se numește, din repet, la lumea, se numea, ca cum am spus că Andreea, tot i a rămas și comentarii. Primul a fost în sa roșie, al doilea a fost uh, și atunci, pe toate ce este. Și în care se dezvoltă această aventură. Dar filmul, ca să ne înțelegem, film românesc, pe o întâmplare care merită de la fel studiată, vezi filmul, filmul e ficțiune, dar merită studiat evenimentul acesta de portări în Bărăgan, dar filmat cu Ari Alexa în România, cu actori buni, filmat bine. Producție deci producția 2013, în premier 2021. 8 ani, distanță. Puh, asta vis-a-vis -vis de cum se face filmul în România. Da? 8 8 ani, tati filmul a fost gata pe undeva prin 2019 după care din cauza că era a fuck fest l-au trimis după aia din nou prin state și l-au plimbat pe la diferite studiouri, case de producții ca să-l mai curăță să-l repare, să încerce să facă un film bun din el deci materialul în sine, ok Finalul, la final filmul este semi ok nu este nici fantastic, are multe probleme de plot ca să zic așa, se schimbă la moment direcția filmului în niște părți personajele centrale devin secundari după care devin central din nou, sunt destul de multe probleme narrative acolo. Dar un film românesc care nu e rău până la urmă. Adică nu e nici bun. Adică Dar în comparație, cu... În comparație cu Valea Orbilor sau alte filme care am mai văzut noi românești și le mai vezi, ăsta este. Adică în comparație cu Crăciunul Nefericit și cei cinci bandiți bani. și cu ăla, cum îl cheamă ăsta Broma, cum zicem asta, ultima Miami mai Miami bici, bici, bici. Bici. Știi? Bă, ăsta este un film cu actori jucat, chinuit, tras, muncit și cu echipă și cu nu știu ce. Colorizarea all over the place, probleme multe pe aici pe acolo, dar mi-a rămas impresionat de ambele producții. Ăsta cu Ana Paucă m-a impresionat pentru că nici eu nu știam multe chestii și mi-a plăcut foarte mult partea asta de discurs politic pe care îl vezi în, în și spui, ok, ok, mai <laughs> uh, de bezna. Da. Dar ăsta de la altul. Ăsta cu... la documentarul în ce perioadă a fost făcut. Că ăsta la În la 20 2017, dacă nu mă înșel, sau 2016. Nu mă că multe chestii din arhivă. Da. Dar foarte interesant. Repet, toată partea aia, și mi s-a părut. Când vezi parte de discurs politic și cum s-a pus problema în guvern și în parlament și felul în care se făcea manipularea maselor și felul în care oamenii participau și erau faptul să știi că în 1940 toată România era de dreapta și era fac bolșevicii, eu mă rând pe toți, după care în 1944 era hei bolșevicii cei mai tari! știi, adică... Și multe, multe alte chestii de genul ăsta, știi? Nu e mai bun ca Regina Maria, nu, atenție, Regina Maria rămâne în continuare una dintre cele mai bune producții. La fel și Regina Maria, v-am spus, probleme poate sunt la narativă, dar ca producție este. O, arată cel mai bine, exact. Cu dar... Nu se compară. Nu, nu e la nivelul Regina Maria, dar este un film ok, care merită văzut. Asta e ideea de bază. Știi? Asta vis-a-vis -vis de filme românești, că și -aseară vorbeam zilnic niște filme românești pe care merită să le vezi. Știi? iar Paul, Paul Bernstein îl cheamă, este un regizor pe care veți mai auzi vă la un moment dat în viața voastră, e un băiat român, uh, e și evreu, dar și român. Uh, uh, a zis, ce a zis Paul? A zis... Nu mai știu cum cheamă A zis un film și l-am uitat. Poți vedea HBO. Regina Maria pe HBO, dacă nu mă înșel, nu? HBO păi că pe HBO era ultima da. -au scos. Uh -huh. Da, dar da, astea erau filmele pe care am vrut să vă zic pe care l am văzut acum. Uh, și o să vedem cu siguranță și filmele de la cinema din perioada asta, dar nu sunt ultra încântat să vă povestesc de ele. O să vină și recenzia la Captain America partea 1, o să vină și recenzia la ăsta la Mera Vistown și o să mai vină câteva. Și acum să vorbim și de Loki și am făcut recenzia la episodul 2 și am zis că am fost puțin dezamăgit de câte... Uh, episodul. Da, de episodul de simplitatea lui așa de... Mi s-a părut... Uh, mi s-a părut că... -l... Mi s-a părut că mă întorc la WandaVision. Știi? Adică ăsta... Că, uh... nu m nu știu. Ce? Zi? Mie mi-a plăcut foarte mult. Dar știu, nu, și mie mi-a plăcut foarte mult. Chiar dat 8,5 ani. Nu, 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 M-am uitat un pic la, la altul. Mai mult mm -hmm. am ascultat-o pe pati. Da da, care... da, da, da. Vorbei tu acolo bombonei ceva, dar nu știu auzi miau 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 De exemplu mi-a plăcut scena cu Pompei Ți-a plăcut? da, înainte să zic că Înainte să se întâmple scena cu Pompei uh -huh. Eram un pic pierdut Gen, iară s-au băgat într-o din asta în care vorbim despre ceva, dar nu explicăm foarte bine și let's fucking go, e magic. Uh -huh. și eram, sper să explice asta un pic, ce tocmai au zis, că se ascunde în apocalipsă, că mi se pare că n-am înțeles foarte bine. Și când am făcut scena cu pompei, am zis, ok, deci dacă călătorești în timp și faci ceva, practic nu există butterfly effect, nu? Înțeleg. Cam asta era. Am înțeles. Deci tu spui că e așa, și a avut sensul. așteptam să se ducă în Asgard și faptul că s-au dus în Pompei, am zis ok, cute. Au, mm -hmm. au făcut, așteptam să ducă în Asgard când a fost uh, Ragnarok mm -hmm, și mm -hmm. să vedem pe altcineva, nu pe Thor sau... Da, știu, da, 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 Era, ok, altă istorie, alte, da, da a fost, nu s-a întâmplat asta. Nu s-a întâmplat din cauza că poate nu au avut buget. Cred că își păstează buget. Ideea este că mi-am dat seama de un lucru. Mi-am dat seama că toată recenzia mea și toate părerile mele sunt a fost, eu mă așteptam la, de fapt, problema nu este la serial. E la mine. Eu mă așteptam la. Eu mă așteptam -a... să. Știi? Aici e problema, da, de fapt. A fost problema da, și, da, la, da, tine și la da, mai mulți da, dintre da, oameni, da, da, cu Anda Da. Vizier, da. Cui, de ce nu s-a întâmplat ce am vrut eu? Păi total ei, de acord. Total de acord. Pătremul din cauza ei asta. Au deja serialului nu da, îl fac săptămânal. Știi care e faza, în schimb? că toți producătorii de la Loki acum sunt pe Reddit, foarte multe sondaje pe care le face marvel -ul. Deci marvel încearcă să dea spărare. Unde cred că o să ajungem din cauza multivers, nu știu ce? Unde? Pentru că și-a dat seama că toată lumea, to toți theory crafters care erau înainte și toți erau, hai să discutăm despre asta, toată lumea a zis, mă știi ce? Mai dă vă Știi? La modul ăla, a mă, lasă păi, pe mulți, acum gen ăștia care făceau pe YouTube în perioada cu WandaVision, Acum s soldat dat un pic în spate. Mm -hmm. Vorbesc de Loki și toate mm -hmm. astea, dar nu mai împart 38 top 5 teorii care probabil o să se întâmple în următorul trailer din mm -hmm. Loki. După da. aia top 5, 5 pe chestii care o să se întâmple în următorul episod din Loki. Nu. Nu mai există free advertising-ul ăsta pe market. Exact. Și e gen. Hai, frate, vorbim da. și noi puțin, da? Da, Facem da și la ceva? Falcon Winter Soldier au văzut o mică pauză și au zis, la loc, nu putem pauză, dă-le mm -hmm. acolo, bă, în dă-le ceva. Da. Și, și ăștia nu mai vor nici să se facă de râs pe internet să spună că apare Mephisto sau Nightmare sau Galactus, exact. gen, deja și nici publicul, comunitatea nu mai mușcă, gen, dacă te uiți pe Instagram sau pe YouTube la anumite chestii de genul, gen, da, și eu sunt în Spider-Man 3 uh -huh, uh -huh. Da, și eu cred că apare uh, Daffy Duck în următorul episod din Loki da. Gen, toată lumea e, bă, de the fuck down Și acum Marvel e, nu Exact, ce facem? E Crisis uh -huh. Effect uh -huh, Vorbim, uh -huh. faceți teorii, greșeala noastră că uh -huh. am împrins un pic uh -huh, uh -huh. Știi că ei la Wandavision erau, bă nu trebuie să o faceți teorie, mai calmați-vă. Exact. Acum aici, gen, acum așa, poate nu, am și noi, faceți-vă. Da. Știi? Da, acum mai vrea lumea să facă, pentru că și-a seama că marvel dar lumea spera că mama și o să fie maxim de atenți și să pună fără. Și acum e doar un, game, doar un joc de easter eggs. Hai să punem cifre ca lumea să caute numărul 320 la, din Thor, unde a apărut de TVA, Hai să o punem pasta să o urmească, pe ea pe ea nu o cheamă, pe ea o cheamă Sophie uh, Love Daughter, știi? Așa o cheamă, că șula da a de în Latin America, să nu i teorie, e ceea ce e. În, în Disney Plus Latin America, uh, la final uh, și Female Loki era trecută ca uh, Sophie uh, Love Daughter, știi? Pe ea nu o cheamă Loki, pe ea o cheamă Sophie de fapt, știi? Da și, și în serial apare acolo. Și în rest, faptul că el se întâlnește cu... Adică, ideea e așa, story beats to, 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 Toate semnalele pe care mi le dai, îți că e un pic bland sau flat. Da, da. Ceea ce eu ți-am zis de la... De la Puterea, nu e joc, jocul nu Adă, e, adică nu e un despre cine a avut dreptate, că adică nu contează, știi? Nu, sau... dar e, e, vorba cât de mult scade entuziasmul și Loki ar fi trebuit din nou, nu gata. Gata, exact, asta e fața. Pat mai mai sunt patru episoade. Uh -huh. Dar ăsta trebui să fie ăla care ne ține. Da. Ne... Eu mă așteptam Result? să avem un crescend, adică e atât de invitant personajul și e atât de mare personajul și poți să legi atât de multe chestii în care mi se pare, dacă am tot... Fiar, are o istorie exact. mare. dacă tot faci Loki și acum, iar ce am spus și în recenzie, nu cred că pot eu să scriu o poveste mai bună, știi? Dar dacă tu ai ales să mergi, știi cum e? Ea ți-a luat Lamborghini, da? Să ți-a luat Bugatti, nu Bugatti Veyron, că nu e asta. Dar Lamborghini e, știi? Și ai zis, hai să mergi pe variantă la Bacău. Cum mă? Ți-a luat Lamborghini? Du-te mă pe, pe autoban, direct. Deci, pe direcția Austria, acum. Deci ce cauți pe variantă la Bacău? Nu, că variantă la Bacău e faină, e nouă. Mergi cu 90 la oră, limit. Păi de unde ai ales să mergi cu Lamborghini? Dacă ți-ai ales Lamborghini, fratele meu, E lamborghini și tu te, mă, tată, mă, nu veni la mine și îmi spui ia uite Lamborghini și am pus GPL și mergem la bacă. Am mă, tată, că nu despre asta e vorba. Trebuia să-mi spui că vrei să pui GPL de la mână început și eram ok. Aici e problema, de fapt, pe care o am eu cu Loki, știi? Eu de la Loki am așteptări eu, 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 de eu, eu, big budget. Nu știu ce Nu, no, nu că sucreare Tesla. În, are Tesla de aia de tâmplărie, nu? <laughs> <laughs> cum e? Deci dați o plăcut ceva în episodul ăsta? Mi-a plăcut Over-ul mi-a plăcut Reveal-ul mi a plăcut O nu mi a plăcut nu... reveal mi s a părut Eh. Eram... care a fost? A, ah, wow. A venit fata asta, știi? Și cum se pune așa Și a filmat-o ei de jos Ca să pară impunătoare Știi? Și arată că are un con rup Ca în comic book al mai să spună Ia uite Are un con rup Ca, ca în comic book Uu, Știi? Înțelegi? Dar nu știi, adică faza aia în care ea... At the și îl vrăjește pe ăla și nu știu ce și Loki a nostru e un fel de incompetent, știi? Și zice, știi, adică ăla are magie, ăsta nu are magie, ăla nu se prinde, ba se prinde. Adică they're not evenly matched, știi? Și atunci eu vin și spun, păi și de ce mi l-ai adus pe Loki în fața asta? În primul rând pe Loki, care Loki este acest god of mischief, știi? Are 5.000 de ani, e trecut prin o de bătălii. În, în toată scena aia din magazin mi s-a părut incompetent. Da. Mi, mi s-a părut un pic cartunic, gen. uh, Ce se întâmplă? Da, și faza aia când, când, când merge zi, cu un Owen Wilson pe un coridor și se bagă așa în spate lui ca un copil mic, știi, care cartonic, teter, nu știu cum să adică zic. E... Nu nu vreau să contest faptul că Tom Hiddleston știe mai bine decât mine să-l joace pe Loki. Nu, și dar știi că, că are, care Unde nu cred că s-au gândit mulți, cred că l-au văzut pe Loki și-au și -au luat doza, și eu am eu uh -huh. simțit asta din primul episod, cred că am și zis ori în podcast, ori la mine pe live, că după 25 de minute ai zonat uh -huh. cu, cu Tom Hiddleston ca Loki. Da. Că mulți l-au văzut pe Loki puțin, doze mici. Da, în, da. Avengers, în Avengers, nu știu da, ce Da, n-a fost niciodată acest wow. character study pe el. Wow, ce fain e Loki, uh -huh. wow. Apare ăsta și face mișto sau poate face un act unde nu te aștepți și acum primim șase episoade cu el și eu cred că o să dispară magia pe la episodul Da, 90. e posibil, este posibil, nu, nu e chestia asta. De în momentul de față... Uh, este am pe care crezi că o vrei mai mult, uh -huh. că uite, niciodată n-am primit destul din asta uh -huh, și după uh -huh. -aia, am, am greșit. Uh -huh, uh -huh, uh -huh eu am simțit asta la primul episod unde, da, îmi place Tom Hiddleston ca Loki, dar de eram, deja când începea, știi, să, când era arestat și făcea scandal pe acolo, că nu da. mă pe eu sunt, eram, după aia acolo, în, în, în interogatoriu, iară, bă, tu știi cine sunt eu, tu, ăla, bă, tu ești nimeni, bă, eu sunt cel mai tare. și eram, I got tired. Fați că dacă știi cum e Loki când îl vezi ăsta, acest luptător și nu știu ce, și ai și scenă din trailer în care kicks ass, știi? Și, după aia vezi acest copil frânt în două și vai de mama lui, ești așa, știi, ok, e alegerea ta să faci treaba asta, până să mă uit la serial, pentru că îmi place până la urmă, îmi place Tom Hiddleston și îmi place ce face acolo și îmi place și serialul overall. Doar că mi se pare că iar e, dar e vina mea, nu e vina lui Disney. E vina mea că am aceste așteptări din cauza că sunt investit în personal asta atât de mult, încât eu chiar cred că o să se ducă, știi, de push the boundaries of the character, știi? Și să vezi ce poveste mișto o să iasă. Dar dacă după aia, când, de asta spun, dacă mă dau un pas în spate și încep să gândesc logic, îmi dau seama că până la urmă serialele astea, ele sunt până la urmă cu buget, ele până la urmă trebuie să fie niște chestii mici, imitative, într-un ca scop, știi, el nu trebuie să fie aceste gangbuster fucking brilliant shit, știi? No, de oamenii care se așteaptă la mari dezvăluiri în serialele astea, eu, eu le-aș propune să pam the breaks. Mm. Apasă, de exemplu, acum mare așteptare că o să-l vadă, o să Timekeepers, o să vad, o să-l vadă pe ăla pe Kang, Ceea ce nu cred. Nici eu nu cred că o să... Pentru că e clar... Adică, e clar. Nu e clar nimic, pe la urmă oamenii pot să facă ce vor ei, nu zic, nu știi. Dar dacă mă ia cineva și mă întreabă, Marius, dar nu crezi că o teorie acolo ar merge? Eu acum o să spun, nu, tati. Nu merge, că nu e vorba. Adică, da, noi putem să facem teorii ca să facem teorii. Dar realitatea este că serialele astea sunt făcute self-contained, sunt origin story pentru aceste costume, sunt ok. Și o pe care să le vezi în sala de așteptare până da, afară următorul... Bravo. Okay. Exact, exact, exact. Hai. Dacă ai fi în avion, Hai. ai putea să consumi serialele astea fără nicio problemă timp de 4-5 ore când să ai și zbori, dar nu trebuie să te aștepți de la ele să fie cu adevărat, in continuity și meaningful pentru filme și pentru ce urmează. Adică. Sunt sigur că în. I, I am... WandaVision că ce o să vezi data viitoare în continuitatea filmelor era costum. Nu o să se întoarcă înapoi la evenimentele ce s-au întâmplat în orașul ăla. Nu, dar o să se dar... arate, o se arate și care e faza? Nu vă imaginați că în Wanda în, în, în ăsta în, în, Doctor Strange și Multiverse of Madness o să aveți un plot în care cum o cheamă Wanda își caută copiii fără ca înainte, asta e faza nu o să fie chestia asta deci nu se va întâmpla în felul ăsta Acum o să avem un hint, o... ceva da, dar nu o să fie main goal personajului, pentru mm. că el să meargă premiza că ăia din China nu au văzut Disney Plastati nu au văzut dar ce s-a întâmplat deci, la final au separat-o total de tot ce s-a întâmplat în tot sezonul că ea a plecat la cabană deci gen, gata it's over nu mm -hmm. te mai gândești mm -hmm. la serialul ăsta, l-ai văzut acum în sala de așteptare, intră la Doctor Strange, hai că începe la 5, da. știi? Și ăla al la altul la fel, Falcon and the Winter Soldier, nu o să se mai întoarcă la evenimentele astea, ce s au întâmplat în insula aia sau unde dracu s-au dus, o să fie doar așa, a, păi tu vrei să se întâmple aceleași incidente ca atunci? A -a asta, asta e tot mm -hmm. uh, serialul, când stai... Și costumul, evident, o să-i vezi costumul, știi? Mm -hmm. Uh -huh, uh -huh. și eu stau și mă gândesc bă, merită adică de uitat ne uităm că asta facem dar îs entuziasmat îs curios, simt că o să pierd dacă nu mă uit da am, am aceeași chestie pe care o simt despre filme ca Ant-Man dacă nu văd Ant-Man da, nu, nu e niciun problem că, că pierd continuitatea filmelor îs uh -huh. ok, uh -huh. nu mi se pare că o să fie ceva ce nu o să înțeleg atât de puternic în următorul film Marvel. Da. Știi? Uh -huh, uh -huh. Așa este, așa este. Și de exemplu, puteam să. uite, asta alt exemplu, puteam să nu văd Captain Marvel. Uh -huh. Și tot eram ok. Deci, nici, apare... nici, tu gândești acum, dacă ai avut vreo problemă cu faptul că n-ai văzut Captain Marvel. Adică, dacă tu ai vedea celelalte filme. Care a apărut, mi-am dat seama că e foarte puternic. Că, și, it, și că are alte treburi în altă zonă unde era eu -am deci, o scenă de 5 minute într-un dintre filme băgată de There is a Captain Marvel știi? cât de căcat ar fi fost ea știi? era oarecum enough for the goal ca să zic așa știi? Na, în același timp pe ne plângem știi că dacă nu faci character development proper, properly ne plângem dar în același timp decât să faci o oră jumate de, sau două ore de nothingness, știi ca să zic așa? Da. I don't know unde e middle ground -ul. Ce am pățit eu? Am un, uh, am, am un contract cu cineva ca să promovez cumva subtil următorul film Space Jam mm. și câteodată mă mai schimb animat așa subtil Space Jam-ul zici că trebuie să-l promovezi? Da, e foarte fain, e cu Michael, nu Michael, alălalt Michael Jackson? Uh, nu, sportivul. Michael Schumacher? Nu, nu e Michael, e alt nume, basketbalistul ăla. Nu? Michael? Nu? Michael Jordan? Nu, Michael Jordan e în primul, în al doilea <laughs> e altcineva. Michael Schumacher, doamne, că nu-mi venea. Asta era, exact. Ala, da. Michael Schumacher. sunt, sunt extrem de curios să văd filmul ăla, ce se va întâmpla cu el. Jur. De Jur. Ce, ce? Că nu înțeleg de, nu înțeleg de ce există. Nu, înțeleg doar că există un public de... pentru el. Îți garantez De jucăriile le înțeleg. Pijamalele le înțeleg. Orice relansarea lunii Tunes o înțeleg. Da, filmul ăla, tari, eu vreau să-l văd, sunt super curios să văd ce poveste va fi în filmul ăsta. deci, uh, din ce am da citit, ori or, or 40, ori 70% din filme e animat animat în stilul Looney Tunes, da, deci înțeles, nu CGI, înțeles. deci nu știu cât o să fie de ușor de urmărit, nu știu nicio. ce ați văzut în trailere, uh, meciul ăla de basket CGI, ăla e ultima parte din film, alea 30-20% de climax, înțeles. știi, deci nu... Dar există un... Ai fi surprins, chiar și pe aici, pe la noi mai vreau, Dar despre aici, nu spuneți nimic. Știu, știu. Dar cred că sunt, în general, sunt oameni mai tineri care își doresc chestia asta de la noi. Nu neapărat pentru că ei sunt... Iar noi trebuie să uităm că nu toată lumea care se uită la noi, e, mi-aș dori că toată lumea care se uită la noi să fie adulți. Chiar nu doresc chestia asta. Și am spus de mai multe ori, dacă sunteți mai tineri, așa pe la 13, 12, nu are Ani? Cât ar, Na, nu, nu, nu mai știu cu cine vorbeam pe tema asta. Acum nepoții mei. Și îmi spunea că s-a uitat la un clip de-a lui Zimi un băiat ăsta care face reacții pe internet. Antonio Pican. Nu, altul. Alex, uh, va, uh, Vlad Alexandrescu. Nu, altul. Recomanda, mi l-ai recomandat, mi-am a Imogen. O dată. Nu Imogen, Imogen, nu. E unul de ăsta, Te, Tekeș, Teșken? Ah, te, Bogdan Tekeș. Bogdan Tekeș, așa. Și mi-au spus mi povestit copiii cum se uită ei la acest Bogdan Techeș. am nimic cu Bogdan ăsta Techeș, doamne ferește. Uh, și că el face, că el, ei erau foarte bucuroși că el, el face content pentru ei. Ei au 10 ani, 10 ani și 8 ani, știi? Și le-am spus, dragi copii, sunteți nepoții mei, n-am nimic cu omul ăsta, dar voi ca niște copii, voi să vă uitați la un adult. Voi nu trebuie să vă uitați la un adult care vă spune voi lucruri. Eu ca și adult, eu dacă voi aveți, deci, dacă există în public oameni care au 12 ani, 13 ani, nu vă mai uitați la încă ceva. Nu vă mai uitați la mine. Nu aveți ce să învățați la mine. Voi nu să vă perceți timpul ascultând de mine, de un adult, oricare ar fi el. Deci un adult, gândiți-vă că asta a spus și lor, gândiți-vă că sunteți niște, sunteți copii la locul de joacă. Și copii la locul de joacă vine un adult la voi și vă spune copii, hai să vă spun niște povești. Poftim? Nu trebuie să... Ca și copil la 10, la 9, 10, 11, 12 ani, nu trebuie să-ți timpul cu adulți. Trebuie să-ți petreci timpul cu copii. Iar dacă le să scuze niște adulți, ia niște reference points care să fie cenzurate și controlate și care să spun niște lucruri... Da, uite, pe de altă parte și nu, nu știu tu, dar și eu când eram copil, eu stăteam la casă pe o stradă și erau printre noi și adulți mai mari la care te uitai printre vecini sau Da, mă, copii, dar pentru ce ai 5 minute într-o zi și după azi, te aia, pleacă-mă de aici, du-te acasă. Ai nu, ai ai, nu, ai nu, nu, venea, nimeni la tine de 20 ceva de ani să spună, Alex, hai să-ți spun eu o poveste, tati, aplaudă-mă. Era, era Robin nebunul, da. El A, era. Robin Bună, exact. Și <laughs> făcea pe Van Damme. Era cel mai tare, și stătea cu nu știu ce. Repet, n-am nimic împotriva băiatului ăsta, Bogdan sau cum îl cheamă, Techeș. N-am nimic, absolut nimic împotriva lui, că n-am de ce să am, pentru că el imaginez că și el își face treaba. Până la urmă, știi, nu e ca că și -am. cum. Am vorbit cu el, e chiar ok. Pe îmi -im nu... De, de reacție super funny și... Eu nu cred că, că e... El... De, da, deci nu cred că este toxic sau nu cred că este... Uh rău intenționat, Doamne ferește, că nu-l cunosc, nu știu deloc nimic despre el. Eu ce am spus ori este așa, problema nu este la băiatul ăsta, problema este la voi, la faptul că voi vă uitați la el. Dar în același timp trebuie să înțelegem că el, ca să adauge uh, clautul, știi, numărul de vizualizări, fără să vrea, se duce probabil în zona asta, în care acești tineri influențabili se uită foarte mult la el. Mm, nu, în... Nu mi se pare că el falează cel mai tare, adică pot să-ți dau niște exemple de... Cu siguranță, oameni, nu, doamne ferește, nu, doamne atenție, nu, Iar nu judec pe băiat, adică nu, nimic, nu, cer, nu el știu. Că atinge și o parte din da. publicul ăla, ok, poate e inevitabil, poate vorbește despre ceva ce a văzut publicul ăla, ajunge la el, sunt mai multe da, chestii. Da, Categorii sunt, da. repet, sunt foarte multe cercuri cu, cercuri cu mulțimi, știi? care se adună și sunt zone de, de, de tangajă sau și de, de Adică, uite, overland. eu am vorbit de exemplu că ai zis de el și mă gândeam ce a făcut el unde a fost mega popular reacții la serialul ăla cu sirene. Și nu uh -huh. avea milionul aproape. Așa, să uităm, la, asta uitat, mă, la asta cu, la reacții da. cu sirene. La Așa asta să cifre să moară bomba. Și am făcut și eu la ăla și era inevitabil, ținând cont că pe respectiv a următeau, urmăreau uh, copii, copii. să ajungă și la mine. Da, categori, categori. Ești... Na, pula mea, ce da în fine, eu am făcut planteza ca să vă spun din nou. Dacă sunteți sub 14 ani, nu vă mai uitați la mine. La încă ceva, dați dilit, dați un subscribe. Nu e pentru voi conținutul ăsta. N-aveți ce învăța de aici, pentru bun, și care să aibă sens la vârsta aia, la 14 ani. N-ai ce învăța, cred că și 15 ani. E prea, sunt discuțiile prea adulte motivație sunt prea mature nu are sens, nu e sănătos pentru voi, nu trebuie să vă luați de pere de la un bărbat de 38 de ani, care stă de vorbă cu altul de 20 ceva de ani, 26 de ani și vă spun aici despre tot felul de chestii și vorbesc despre niște teme pe care voi nu aveți cum să le înțelegeți la vârsta voastră la, la 14 ani, ce... nu nu e sănătos, pentru voi nu ne... și? Acum, ce de, scuze. Ce, de ce nu-ți place Attack on Titan? așa, a? A, a, de ce nu-ți place Attack Titan <laughs> <laughs> Eu asta înger de fapt, să-i îndepărtez pe ăștia cu atacă o taită, Dar da. Mi-am dat seama de mult, dar te-am lăsat da, să da, da, despre... da, da. Repet. Uh, mulțumesc pentru că vă uitați, dar nu e, sănă, nu e ce trebuie. Nu, la vârsta asta nu, nu, încă ceva e ce trebuie pentru voi. nici ceilalți. Atenție, acum da. nu vreau să vă spun că, ce ceți vă la alt, altcineva. Nu, căutați alte forme de entertainment în momentul de față, poate. Știi? Adică mai mult timp cu uitându-vă la filmele de care vorbim noi neapărat, știi, uitându -vă la citind cărți, văzând tot fel de chestii, mergând afară, făcându vă prieteni, nu stând în casă și uitându-vă la noi, știi? După aia, după la 20 de ani, temele despre care vorbim noi încep să aibă sens. Încep să fie relevante, încep să fie Depinde constructive. de experiență. Nu fiecare, da, domnule ferește, știi? Dar na, ce am avut de spus, am spus că asta era ideea de bază. Domnul Sucre, cred că suntem gata, că avem 2 și 20. -20. Așa înțeleg. că I think we are înțeleg. done for the day. Tu tu ți permiți că ești la răcoare, eu mi la <laughs> 30. Eu de... mă duc acum am ploaie, tati, și mă duc acasă după aceea and spend time with my babies. My free girls. Bun, dragii mei, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru beri, bineînțeles. Weekendul ăsta, 100%, mergem la bere, la beer meeting. Detaliile o să vină în zilele viitoare. Promit, nu ne plecăm nicăieri, nu mai avem mica de programat. Așa că ne vedem acolo cât de mult se poate. Și evident e și ziua mea pe 20 luni, luna viitoare ziua mea, așa că de podcast e ziua mea. Ta, Ta Dar ne vedem la bere, că dacă e ziua mea, este ceva ce trebuie, ca să zic așa. Am trecut a și ceva extraordinar. Tot așa, pe, cu zi înainte de ziua mea am fost la bere. Bun, vă mulțumesc și până data viitoare. Mulțumesc și lui Sucre, bineînțeles că a fost altor de mine și alături de voi. Și evident ne vedem la podcastul viitor de ziua mea, aniversar. Așa că, dragii mei, numai de bine, vă pupă hașul, cum zice asta, o pupă haș. Oh. <laughs> Hai, v-am pupat, aveți grijă. Numai de bine, spor. Ciao, les. Pa. Unde ceau butonul ceau. meu, primul buton de end stream, primul end. Dismiss.